Zăbăloasele mele, cu energii pozitive, vreau să vă zic că data trecută pe live-ul de ieri, bineînțeles, am reușit să punem mâna pe Bianca într-un final. Am adus-o pe Bianca acasă și în sfârșit rămâneți până la sfârșitul live-ului, pentru că cel mai probabil o să avem parte de Max, dacă facem 1000 like-uri, până la 21.36. Nu asta contează, contează foarte important că nu am reușit să punem mâna pe Eric. Ați văzut ieri că le-am dat oficial raid. S-au enervat foarte mega tare. White Man-ii s-au enervat atât de tare încât White Man-ul principal a cam trișat puțin, pot spune. Asta este părerea mea. Le-am dat raid, le-am făcut blocaj la baza militară și nu au mai avut efectiv pe unde să iasă. Dar, zăbăloasele mele, astăzi avem următoarea idee. Ideea noastră principală de astăzi va fi că noi trebuie să punem mâna pe Eric. Orice s-ar întâmpla, pe Bianca am pus mâna. Daria este liniștită la bunkerul ei, tataia e fericit, lipsește Eric. Odată ce punem mâna pe Eric, totul o să se sfârșească. Bianca stă în siguranță la sediu, pentru că copiii noștri o apără pe Bianca. Și trebuie să vină neapărat și Eric, ok? Nu mă interesează de nimeni altcineva, Eric este pe lista noastră de astăzi. Așa că, zăbăloasele mele, orice s-ar întâmpla, nu opresc live-ul până noi nu avem mâna pe Eric, să fie clar. Sau cel puțin să avem o urmă de a lui Eric, atunci o să fiu mulțumit eu. Trecem să salutăm zăbăloasele. Dacă ai ratat live-ul, dă-i skip la toată partea asta până mă voi sui eu în mașină. Când m-am suit în mașină, înseamnă că a început oficial live-ul cu energii pozitive. Vă salut și haide să dăm, să împrăștiem efectiv energia asta pozitivă dintre noi, că deja simt mirosul aici. Catran mi... Ce? De unde catran? Ok, Kenji, salut domnule Kenji, Chrissy, 5M, de popom și pe tine, Iosif, Zevere, care aici e prezent acolo, Anna, care se află în grădință, în permanență acolo, Ana, te popăm, Ana. Ana, nu mai pot. Rebecca Miu, se putea să nopsească al nostru, Rebecca Miu, te popăm, Rebecca Miu. Remus Ren, salut domnule, Remus Ren. A Elenei Cosmin, salut, A Elenei Cosmin, A, D, X, T, 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 A, salut, A, Andreea Barajos, Andreea 334, salut și ție, Andreea Barajos, 333. Ok, The Shadow, salut și ție, Anexus, te bubăm, domnule Anexus, Raluca Ioana Bujor, te bubăm, Darius Farcaș, care obicei e prezent acolo, uite-o și pe Erica Narcisa, nu te-am mai văzut de mult, Erica Narcisa, glumesc, întotdeauna prezent acolo, Tete de Narcis, și pe tine nu te-am mai văzut, băi, teteule, uite-l pe al nostru Adrian, care... Cred că i-a ajuns coletul, nu? Ți-a ajuns coletul, iau, te dau controlele pentru jocul, inclus ochelarii. Haide! Că-i greu. Șarpile. Te bun, mersi frumos de subscribe acolo. Șoferul Boc, salut șoferul Boc. Ionuțule, salut domnule Ionuțule. Cu Lulu, bă. Nu mai știu ce face Lulu. Noxule, salut și al nostru stai Nox. Stai cu minte, mânzule, că-i greu. Mânzule, stai cu minte, mânzule, că-i greu. Bă, dar mi-arată botul cine se abonează, e enervant. A, uite că ba, nu mi-arată. Ok, nu știu cine s-a abonat, dar mersi frumos de subscribe acolo. Ce mai faci, viață? Blos Family Only, salut! Uite și pe Mariusiche, de băbăm, Vlad Ro, salut și ție, Sedan Ștefan, Imoana G, care obicei prezent acolo, te pupăm. Bine sănătos, zăbăloasă, bine sănătos, Ana, nu mai pot, doamne, mâncați și gura ta. Vibrosil, bă, al nostru Vibrosil, te pupăm, Sabou Denisa, salut și ție. Gaming, salut domnule, Gaming, cu I, Gaming. Andrei Tân, din păcate nu pot pentru că nu este la decizia mea. Lupul Singuratic, al nostru Lupul Singuratic, care stă cu PC-ul pe spate, te pomă Magdalena, prezentă de obicei. Marcu, salută, Marcu, Darius, salut și ție. Ali Zanfir, salut Ali Zanfir. Remus Ren, domnul Remus Ren. Remus Renu, te pomăm Remus Senu. Remus Renu, scuze, iartă-mă pe mine. Salut Kenji, cum adică cum mă mai simt? Ești nebun întotdeauna? Bine, ești nebun, uite-ți pe Buga Buga. Te pomăm Buga Buga, ai noștri membri, tată. Ce mai faci, Uzi? Hai să începem roleplay-ul. Gata? Începem roleplay-ul. Eu n-am vrut să moară, oh. Să moară bărbații mei dacă am vrut. Scuză-mă, n-am vrut, nu înțeleg. Nici nu știam că ești lângă mine. Mă jur că n-am vrut. Păi ar trebui să nu mai fi lângă tine. N-am vrut. Nu, iartă-mă. Chiar n-am vrut, iartă-mă. Acum iartă-mă. Trebuie să mă iei în brațe. Vrei să te iau în brațe? Mă, să vezi ce să fac de seară. Ok, gata, calmează-te. Nu mai pot. Să dăm o leacă cu vibratorul ăsta roz, așa, ca să ne treacă. Ah, deja mă simt mai bine. Ok. Bă, nu mă simt mai bine, ce naiba?
Știi că diseară rupem tocurile alea, m-auzi, nu? Da, ce faci, mă? Vino, mă, încoa să-ți arăt eu ce înseamnă să te iau, să te iau în brațe. Ia. Ia. Hai să-ți arăt eu ce... Adonă, bă! Adonă! Este, bă! Salutare! Păi se putea, mă, tată, mă! Se putea, mă, tată, mă, al nostru Sebi să nu vină el la început de live cu energiile lui pozitive, că știe că dacă vine la început de live o să fie un live de succes de la domnul Sebi acolo. 10 lei, uite, pupăm, Sebi, mulțumesc foarte mult de 10 lei uți prin super chat, domnule Sebi, și salut și ție, zăbăloasa mea. Ok, unde e, mă? Ah, gata, vină încoa. Hai să arăt eu ce înseamnă Iulia. Dar nu mai spune. Mamă, ce dor îmi era de tine. Ți nu ți era dor de porcușorul tău? Ba da, în fiecare zi. Nu, înseamnă că ne văd copiii, mă. Bă, și eu prost, ne văd copii acolo. E, dar nu, nu poate să ne audă. Ah, stai să vezi ce-ți fac de seară, mâncați-și gura ta. Mâncați-și gura ta. Bine, nu doar gura. Alexandra Barbalau, te pupăm, Alexandra Barbalau. S-a făcut 5 like-uri, zăbăloasele mele, dăm și noi drumul la live sau nu dăm? David 29283, salut și ție. S-au făcut 5 like-uri, dăm oficial drumul la, la Romplay, bărbații mei. Hai că vreau să-ți arăt astăzi camera aia secretă. Aoleu, câte am să-ți arăt, nebuna mea. Ah! Aoleu! Vreau să văd și eu unde mă legi. Stai, ce? Ce? Wow! Mă dă buleacă cu vibratorul, că n-am auzit bine. Wow! Nebună! Vezi că... Vezi că... Ah! Că te cam înveți o leacă. Uite, vezi că vrei? Ce? Cu legat cu dalea? Lasă că știu ce-ți place. Da. Bă, nebună, ușor! Bună, Antonica, bă! Ce zici, bă, Antonia? Ioana de la Câmpul Lung, de acolo! Armură! Bună seara, domnul Gen. Vă salut, băieți! Bună seara, bună seara! Salut! Ia uite-l, mă, pe băiatul meu! Ce faci, cană? Mă uit pe aici. Aha, te uiți ca... ca... Mă uitam cu vă pupați, că era... Ce, mă? Era interesant. Ce? Bă, ia vezi, mă! Ce? Ia vezi! Vezi că... Hau, hau! Nu, n-am văzut nimic, n-am văzut nimic, doamne. Bun, bărbații, văd că sunt pregătiți. APK, văd că e acolo. Întotdeauna de luptă. Întotdeauna de luptă sunt de pregătiți. Da, chiar APK a fost spart în cană. Ce a fost să l-a spart în cană? Care? Da, i-au intrat... Alexia Q, bună, Alexia Q! Stau puțin că am supărată, că am luat 4 la mate. Hai, mă, Antonia, mă, bă! Bă, la valoarea ta, tu stai supărată. Păi normal, bine că a intrat Uzi Live ca să te facă mai fericită. Uite și pe ăla. Sunt întreg. Ce faci, brodere? Care, mă? Ești bine? Bună seara, domn Gelu. Vă salut, ce faci, cocalarule? Ha, 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 lăsru cocalar, tată. Ce facem ăla acolo, mă? Oh, 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 ușor, ușor, băieți, ușor, ușor. Nu mai tragem aici, mai tragem aici, că e jale rău de tot dacă tragem pe aici. E intrus ăla cu mașina. E SS din ăla. Bun. Cam puțin tăiați, nu? Iepurile, ce zici, mă, tată, mă? Ce să zic? Ce să zic? Cam o leacă vânăt la ochi, azi ce-ai puțin? N-ai dormit bine aseară? Da. Bă, și-a luat bătaie de la măsa. Vai de capul vostru. Și-a luat bătaie de la măsa. Ești cumva răcit? Bă, și-a luat bătaie de la măsa. Ok, bun. Zi, brodere, ești cumva răcit? Raulic? Nu. No. Cine, mă, eu? Nu, nu, ăsta de era, credea că e un pic răcit. Nu e, mă, n-are voie nimeni să fie răcit astăzi, ești nebun la cap. Adevărat e care v-a răcit aici? Nu, mă, băi, bun, toată lumea are armă, vreau să știu dacă toată lumea are armă. Da. Deci toți avem arme, avem, da? Avem, avem. Sigur? Da. Da. Avem. Perfect, bun, trebuie, trebuie... Săriți puțin. Ce să... De ce să vin? Săriți puțin, că aveți gumă pe picior. Săriți puțin. A, să sar, nu să vin, am înțeles, să vin puțin. Bun, știți ce avem de făcut astăzi, nu? Da. Da. Da? Ia, ia ziceți, ce? Ce să vă împăric. Exact, bravo. Uite, uite, uite cine a fost atent. Bravo, mă. Bravo, tata, bravo, 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 bravo. Oricum, mai ales că acum le-am luat-o și înainte. Și noi suntem cu un pas înaintea lor. Oricum, cu energiile noastre pozitive o să vedeți ce o să se întâmple. Și ei sunt cu un pas mai aproape de noi. Exact, ce? Azi am băgat cu toții botul la safarine. Ia uzi. Alo, da. La zi. Alo. Alo. Da, bre. Alo. Da, bre. Trebuie, o, ești în pat, bre, ce faci, bre, acolo? Cu Daria, bre, te ia dicotul, bre, ce faci? Poate, dar singură. Vino repede la casa de la afară, că-s urmărit de oaimani. Repede. Repede la casa de la afară, 2027.
Stai, zi-mă, bă. Sunt urmărit de oameni. Unde vin? La 2027 la casa de la far repede. Mamă, ce traiță, mă rămân. Bro, prima oară am crezut că glumești, ești ratat. Bă, haideți repede, haideți repede, nu mai avem timp. Haideți. Măi, cum noi, bă, l-am pușcat, mă, pe ăla, bă? Deja e bătaie de joc. Cine l-am pușcat? Ăla negru? Ia-mi CNP-ul lui, ia-mi CNP-ul lui. Ok. Ia-mi CNP-ul lui. Ai, de capul meu. Cum era, mă, ăla, mă? Bă, dar ce treabă are, mă, tataie, mă? Bă, tataie nu era cu bodyguards-i, mă? Ce caută că tataie la casa de la far? Mă, ce-a... Poate să-mi explice și mie cineva de ce e tataie la casa de la far? Hai mă. Domnul Geru! Cum era aia pe zonă? Pe tata zona? Că nu mai știu. Cum era? Mă, Bianca! Nu mai știu. Hai, că haideți să reveniți-vă și veniți, am un loc liber la mine, veniți repede unul la mine. Eu. Hai, bărbați, că e deja groasă treaba. Slejra. Aoleo, cine a zis primul? Off-grid a zis primul, Petrovo, repede că îi dau grad. Chit că moare tataie, eu v-am zis că mă țin de cuvânt. Oh my god, i-am trimis cerere de prietenie. Doamne, ce prost sunt. Cosmic level 1, Cosmic level 1 și pe YouTube cine a zis primul? Râa. Foarte bine, Alexandru Popa a zis primul. Foarte bine, Alexandru Popa. O informație utilă. Nu uitați că la 6 din 6 informații utile primiți 15 euro. Nu contează unde, transfer bancar, PayPal, Skrill, direct în contul lui mami tău, lui tati tău, lui nu contează. 10 euro după Discord Nitro și primești și moderator. Deci te umplu de bani. Și vedeți că au fost foarte mulți care au câștigat. Bun. Gata, te-am notat Alexandru Popa. Foarte bine, Alexandrule. Bravo. Hai să dăm tare. Toată lumea are armă. Așa, împinge-mă, Dumnezeii tăi. Ups. A lui? Nu, ups. Ups. N-ți auzi nimic. Mamă, îi dau tare. Chit, e pe afrău. Îmi rup planetar, îmi rup tot, dar îi dau tare, tati, că n-am încotro. Hai. Atâta timp că nu crede domnul Gera și bine. Ușor. Hai, tata, hai, dă-i. Ce anume? Ce? Ai zis ceva? Nu. Cine? Mă, dar unde sunt, mă, toți copiii? Ori fi ajuns acolo deja? Ori fi ajuns acolo deja? Dă-i repede prin stație, că dacă activezi acum stația... Băi, ce ați ajuns? Ce-au zis? Nu răspund. Cum să nu răspundă nimeni, mă? Fii atent că dacă văd, pe cineva că a ajuns aici deja și nu a dat prin stație... Au ajuns? Au ajuns. Unde naiba? Nu toți, dar au ajuns. 2027. Trageți în ăsta. Omorâți-l. Bravo. Am pucat eu, domn. Bravo. Aveam cum. Unde e ăla? Ușor. Dar mi se intră. Stop. Mașina de white man. White man în față, mulți. What the fuck? A fost bătaie clar aici. Armele mâini. Eu aveam armele de data trecută. Almabar! Bă, nu înainta. Stop, Zane. O să vă dea astăzi Zane armuri. Eu mai am doar două. Ai auzit, domnul? Cine. Bun, luați cover aici, vreau luați cover. Cover după mașini, băi, cover după mașini. Stai, cineva armură să vină în față. Dacă are sniper, v-a capul. Stați snipe în cover, mă, băieți, mă. Băi, cocalare, n-auzi? Eu am mai văzut o poză făcută așa. Nu, n-avem decât să facem în felul următor. Băieți, luați cover, că dacă vă trage cu sniper un cap, sunteți morți. Am văzut cât de bine vă pricepe să trageți. Ieri v-am pușcat pe toți.
Bun, greșit, Cocalare, fii atent, Cocalare, du-te, okay, Cocalare, ia-l pe bronzatul cu tine, nu mă, stai Cocalarul, Cocalarul, ia-l pe bronzatul cu tine și pe cană și vă duceți pe deal, ok? Cană, bronzatul și hai, Cocalarul, cană. Vă duceți pe deal, okay. Haideți repede, hai, repede, hai, repede, hai, repede, hai, repede. Care-i șef de grupă? Hai mă, bronzatule, pleacă sus! Okay. Bun. Să mă duc sus, pe ai sniper? Hai, du-te tu și fii liderul lor, liderul de grupă. Du-te repede, hai bodyguard. Ăsta bodyguard, majordom. Înaintăm, ce naiba facem? Păi hai să înaintăm după... Am nevoie de geantă, bine mă, chat, bravo Denis, bravo Denis că mi-ai zis, bravo, 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 bine că mi-ai zis de geantă, Denis, bravo. Cine mai zis de geantă? Marius Sichia mai zis de geantă. Patrick Zevere a zis armură și geantă, am deja armură, foarte bine că mi-ai zis de geantă. Mi-a transpirat rău palmele. Bă, stai-mă jos. Nu ai, nu ai armă? Bă, tată, n-ai armă? Ba, da, ai. Ba, da. Gelu. Da, mă, zi. Intrați pe căscuță, că dau info băieții de sus. Cât era? I-am zis eu. Mă recepționați? Alo, alo, alo? Domnul Gelu, domnul Gelu, vedeți că aveți o mașină care este liberă, nu-i în livelele ea. Bun, bun, deci prima mașină aici e liberă, da? Putem să înaintăm la prima mașină? Bă, sigur, vedeți că pe voi ne bazăm. Dacă ne-am luat glonț, pe voi vă dau afară. Bă, băie, de pot observa în față nimeni, cred că... Bun, hai, 3, 2, 1, avansăm. Haideți, tata, hai, hai, hai. Dă-i direct în față, dă-i, 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 că nu prea avansă nimeni pe sniperul. Nu prea e nimeni. Nu-i nimeni. M-auziți? Să mă, nu mă împinge, mă! Mamă, câte mașini sunt acolo, what the fuck. Aia, aia, aia de acolo e mașina lui tataie, aia de acolo e mașina lui tataie, vedeți? Aia din depărtare? Da. Liber, liber. Imaginea, bro, adică jadorașii, cum adică imaginea? Cum adică imaginea? La ce te referi? Este liber. Căficați dealurile. Sunt, e ceva lângă voi acolo? Pe casă, pe casă, pe casă! Pe casă? O, calmă, calm, 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 calm. Luați cover, calm, luați cover și acționăm încet, da? Deci pe casă, cine are sniper să tragă, da? Da, da, da. Cu supresor. Prima oară cu supresor, prima oară cu supresor. Dacă scapă lucrurile de sub control, atunci tragem cu ce avem. O să-i dau cap de acolo. Da, pe capul lui. Ce să auziți așa? Să zic că un fel de mașină electrică, ești prost? Repet, nu vă mai apropiați. Nu ne apropiem, nu ne apropiem, Zain. Gata, gata, recepționa, nu? Rămânem pe loc, rămânem pe loc. La semnalul tău, Zain, avans... Bă, v-am zis cu supresor! Lasă-mă că mergi. Nu trebuie să mă întâlnim pe mine, că am și supresoarele. Brațe la cap, acum văd că și tu ești aici. Stai, naibii, după roată pitită, că aici ne poate lua picioarele. Domnul Celu, sunt la mașină de la noi. Blondule, iepurile, stai jos, mâncați-i jucărata, că dacă ți-a tras... Mai e pe casă, mai e pe casă. E pe casă unul? Acolo, barcă. Doi sunt. Aștept, aștept să-mi spuneți... Nu, 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 mai trage, mai trage, mai trage. Era să iei capul lor. Nu puteți să avansați, că ăștia... Ok, ok, nu avansăm, nu avansăm simplu. Uitați-vă, vă rog frumos, pe... Cum se cheamă aia de luminează, că nu știu cum se cheamă. Felinar, cum se cheamă mă ăla? Far de... Far. Uitați-vă la far. Ăla de luminează. Felinar! Alea ce vreau sunt. Este unul pe casă care are snap. Simplu, ne campează. Până nu reușiți să-l omorâți, o să ne campeze ăla și o să murim. Este unul pe casă care are sniper și îl văd. Mersi mult, static, rău că mi-ai zis. Andrei 77, asta că mersi mult că mi-ai zis. A tras. Ioi, să moară bărbații mei, vedeți că ne poate lua picioarele aici, ne poate lua picioarele grav rău de tot aici. Dar nu mă împinge! Da, te trăgeți, ce faci? Bă, era să ne omoare, să știți, era să ne omoare unii. Fiți ar părul de râs care-mi intră în ochi. Ne-au aflat. Mă duc în bostete, mă cum mai este unul cu sniper, care de-al mă ești tâmpit? Bă, crahă mai e unul. Aveți un cod poștal să-mi dați? Este unul pe casă la 2027 și mai e unul pe dealul celălalt, din dreapta voastră. Era să mă lovească. S-a fugit pe partea ailaltă, pe partea de la parc. Și văd că mai este o mașină pe strada cealaltă, este de-a noastră? E tot de lor. Zain, mai trăiești?
Ce facem? Înaintăm, Zeinule? Alo? Toate ești retardat? Ce vrei? Eu zic că toate pula mea, nu, nu vă. Mamă, dar nu m-ai înjurat, Doamne, mâncați și gura ta, să o mănânc, Zeinule. Unde sunteți? Unde sunteți? Ce vrei? În partea aia, undeva sunt, e cineva cu sniperul. Unde sunteți? Oricum, dacă ar fi să ne împuște, dacă ar fi să ne împuște, oricum avem baricada aici, deci n-are ce să ne facă. Trebuie înaintați ușor, dacă nu m-auziți deodată. Păi da, ăla de pe deal din dreapta, ce păzește? Ăla crezi că n-o să ne împuște pe noi? Dar ce crezi că are sniper? Cine? Ai noștri neutras? Dacă treceți pe lângă, nu vă vedeți. Unde e APK, mă? Unde e APK? Unde e prostul de APK? Aici. Ok, ok. Nu mă auzi, unde ești? Bun, fiți atenți, înaintăm câte unul. Mă duc eu primul, dacă e să mor, Doamne ferește, rugați-vă să nu. Hai în boschetă. Avansați fix în spatele meu, dar în distanță de minim 10 metri. Adică după ce am plecat eu, după 10 secunde a plecat următorul. După ce a plecat următorul, 10 secunde pleacă următorul, da? Hai, pregătiți-vă. 10 secunde, țineți-vă. Avansăm ușor. Vă tine, nu încercați. Sau cine nu, dar avansați la lui tata, e lui nivel, puteți avansa. Avansezi. Mașină pe deal, mașină pe deal, e mașină. Cine vine ăsta? Care vine ăsta? Care a venit acum? Eu. E mașină. Mamă, să moară bărbații mei. Mă, dar eu am sniper, mă, acum am zice și mie. Am fost lovit. Da, uite-l, e sniper acolo. E sniper în dreapta, a luat cover după mașină, pe deal în dreapta. Bă, la după mașină în dreapta e mort. Da, și sniperul de pe casă, cum face să mișcare atunci se arată. Are hit. Hai mă, ridică-te mă, prostule, iar. Ridică-te mă, mâncați-i și gura ta. Locul capa pe casă, răd. Culcat pe băiatul de acolo de la mașină. Yo, mâncați-și gura ta ce a trecut pe lângă capul meu. Niciodată n-o să. A trecut dita mai glonțul de sniper. De unde a venit? Habar n-am. Mort? S-a făcut țintă roșie chat? S-a făcut. Mă, e mort? Mă, era mort deja? Sau l-am omorât acum? De pe munte, din da, spate mă, se trage. N-ai cum. Băi, ascultați-mă puțin. Am văzut când a tras. Hai, avansați și restul. Ușurel, așa, gen, distanță de 10 secunde. Felis, avansați pe mine. Am plecat de aici. Acesta nu are sniper. Aia e mașina lui tataie. AMG-ul ăla e la lui tataie. GLS-ul, scuze. Fiți-ar mașină de răs, că nu le știu pe de răs. Ce vă sunteți aici? Prestule! Da, mă, sunt aici, mă. Puneți-vă pe burtă. Bagă-te mai încoa. Să intre și el în boschet. Zici, naibii, că facem altceva aici. Sunt lângă apă. Ce facem ăla? Care ăla? Îngeri, dați-vă la ăla din fața noastră. Unul în dreapta care se mișcă. Care ăla? La mașină. Bă, care e mă ăla din fața noastră, mă? Ia cover, mă! Bă, ăla care trage acum, ia cover! Hai, cel scheitul acolo! Domnul Gelu! Ăla din dreapta e mort! Ia uite-l pe Parpandel! Domnul Gelu, am venit eu cu mâna de aia acolo pe ce ai? Firi al naibii să fii de Parpandel, ce-ai făcut cu mâna dreaptă? L-a omorât, domnul Gelu, l-a omorât. E curată! Cine? Cum adică l-a omorât? Pal nostru? Da, uite, e acolo, în față, vedeți? Da, îl văd leșinat acolo. Nu înțeleg de unde a tras. Și în partea alaltă, peste... Parpandele, pune mâna și vino! Băieții cu sniperele. Vedeți că peste... Nu mai, bă, dar unde sunt copii, băie? Că nu văd copii, unde scuteți copii, coaie? Zain. Stăm în boschet, Zain, stăm în boschet toți. Majoritatea suntem în boschet. Păi nu stăm în lumea înainte, ești prost? Toată lumea stă în boschet, nu ne vezi. Uite, te vedem, suntem fix în dreapta ta, Zainule, fix în dreapta ta. Uite, ți-am văzut capul. Uite-ne aici. Aici. Mamă, păi stați toți într-o boschete. Stăm 10. Niște pe căscuță. E unul la mașina aia de peste drum. Tu, Parpandele, unde, Doamne iartă, mă, ești? Mișcă-ți fundul ăla mare aici. De pe stradă, celălalt nu tras în picior. Mă, ăla-i mort, ești prost? Ăla-i mort. GPS pe tataie? Bă, dar chiar am GPS pe tataie! Nu-i mort! Doamne, fiți-ar părul că mi-intră în ochi și nu pot să văd. Spuneți-i pe căscuță să tragă cu sniperul, el să-l omoare.
Zain, mai e unul singur cu sniperul care ne campează de undeva din dreapta. Nu înțeleg de unde, doamne iartă-mă, e. În față, domnul Gelu, în față. De la stradă, mă, care stradă? De peste drum, de-a... Pe strada de trei mașinile. Mario e mort. Acum vine domnul Gelu. Cum, Mario e mort? Domnul Gelu, unde sunteți? Eu pot să intru în casă, prima. Acolo, domnul, mișcă-te repede, parpandele, mâncați-și gurata, fii atent că zic imediat. Suntem la casa de la far la 2027, mișcă-ți fundul ăla mare. Te iubesc. Doamne, grasule. O să intru în casă. Ia. Trage-te, trage. Da, 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 da. Eu oi să moară, bărbat. Nu, ah, m-a nimerit, m-a nimerit. Cine moară? Da, eu cred că-l văd. Pe iar ce să-l văd? Mort, 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 sniperul e mort, sniperul e mort, sniperul e mort. Arunca pe mine, Sobin. Nu, nu, mai e unul doar ăla, mai e unul peste stradă, acolo. Trage de acolo, Rimbos. Mamă, ce i-am dat cap! Dungeru, areți-mi capul de noastră, băgați-vă. Domnul cap, 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 e mortă la cap. Domnul, mai e unul încolo, domn Gelu, unul încolo. Da, am un dasăr, domn Gelu. Mama, a, alunecat pe... alunecat pe deal prostul ăla. Mai e unul în dreapta, e îmbrăcat în alb. Și mai e încă unul. Unde e, mă, băiatule, mă, unde e? Că a alunecat uite, prostul ăla pe deal. Uite încolo, uite încolo, uite încolo. Domnul Gelu, rămâne colo, unde e colo? Uite unde s-am eu ținta. L-am văzut, l-am văzut, ești prost, sunt doi, mă, n-ai, mă, frate, cum, sunt mulți, mă, ești ratat. L-am văzut de unde trăgea. Bă, sunt mulți, mă, sunt mulți, dar stau bine cover, nu putem să-i luăm. Zinule, dacă tu nu m-ai ajuns, eu nu pot să-i împușc. Stai naibii prostul aici, că poate vrei să stragă aia un glonț în cap. Unde sus și trag repede apoi. A tras Zain în piciorul meu cu sniperul. Bă, tataie, unde e, mă, e aici, a mort, unde e tataie? Nu, mă, e lângă mașină, cum ai, dacă poți să te duci repede lângă el. E lângă mașină? E rănit, ce are? Da, e rănit, e întins pe jos. Deci fii atent, Zainule, mai sunt fix doi oameni. Mamă, să moară bărbații mei. Dă-te, fă, că trage! Da, bă, nu să moară, ți-a băgat, băi, dă-o capul meu. E la mașină pe acolo, nu, nu se mișcă. Băi, tâmpit-o, e sus acolo, după piatra aia și mai unul în dreapta care a alunecat de pe deal. Cred că a murit. Cred că a murit ăla din dreapta, că a patinat. I-a patinat buricul, s-a dus. Și mai ăla de acolo, pici. Ioi! Nu, nu i-am dat, fuck. Dasterul, sunt cu dasterul, abac-ul. Mă, am omorit ăsta, i-am dat hit, i-am dat hit, dar nu știu dacă e mort. Dacă are armură, nu e mort, că nu i-am dat cap. Nu știu, ăla, ăla, ăla de peste, de peste, puh! Ăla de peste drum e de-al nostru? Am văzut o mașină. Mă, e mort ăla, chat? E mort ăla? Acum vin eu, am un dasăr, abac-ul. Bun, bun, mai e unul, mai e unul. Ăla, ăla care a patinat, ăla care a patinat și a picat n-a murit aparent. Dar cred că e lău. Asta dacă are bandaje și armură, nu mai e lău. E clar. Cred că a murit, mă, ăla, cred că a murit ăla, cred că a murit ăla. Hă? Nu, Zain a tras în piciorul meu. Morți, morți, n-ai părit morți? Mort? Nu, nu e mort, nu e mort, nu e mort, nu e mort. Nu, 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 a tras fix acum la capul meu. Dacă eu zic că e. Din dreapta a tras, cu supresor ceva. Dar dacă zic că e. Abia acum a tras acum după ce ai zis că e mort. Gata. Hai, să înainteam. Nu, 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 trebuie să mă asigur. Bă, cu aia nu e mort, uite-l, uite-l, nu e mort, nu e mort. L-am văzut, a tras. N-a murit, n-a murit. La Logan. Hit, dar nu a murit. A murit, a murit? N-a murit, nu a murit. Cred că i-am văzut că a murit chat? N-a murit. I-am dat iarăși armura jos, ori a murit, ori i-am dat armura jos. Ori a murit, ori i-am dat armura jos. Mamă, ce m-a încăcat pe mine când ai tras. De unde tragi cu ea încăcat că nu văd nimic? Cred că e mort, cred că e mort, cred că e mort. Nu știu dacă e mort, nu cred că a murit. Ori am n-a murit, nu? Adonat, bă, adonat! Este, bă! Ghostpawn! Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ghostpawn donează 5 lei prin super chat, te pup, Ghostpawnule, mersi foarte mult! De 5 lei uți acolo prin super chat cu energia ta pozitivă, Ghostpawnule! Mersi mult tot de 5 lei uți, Ghostule, te pup! Să-mi dau o leacă cu vibratorul meu ăsta roz. Te pup, Ghostule, mersi mult tot de 5 lei uți prin super chat, apreciez enorm! Hit? N-a murit?
A murit? N-a murit. N-a murit. Mamă, cred că pe cine a luat? Pe cine a luat? Nu știu. Dar cred că toți de aici sunt morți. Ce mă? Bă, sunteți morți? Edițu... Bă, dar și că care e, bă, vreau un sniper care să dea one shot cu tot cu armură piș. Ăsta cred că e. Da, ăsta e. Ăsta dă one shot, da? Nu opre. Mamă. Bă, ce tactici face ăla? Mm-mm. A, face tactica dacă asta. Dacă mai împingi, multe bat. I-am dat un hit. Bă, i-am dat două hituri, lasă-mi. Au. Bă, trei hituri i-am dat cu panorama asta de sniper și a murit, ești prost? Bă, unde-i bă, Eugenia? Aduceți Eugenia. Bă, i-am dat trei hituri. Trei hituri i-am dat, ești ratat? Și a murit abia la al treilea hit. Bă, m-auzi, mă. Domnul Cielu, m-audi? Pești Bulangiu? Da, mă, Zeinule, zi, Zeinule. Bă, dar n-a murit, mă, ăla, mă, frate, mi-un, câți mai sunt, mă, Zeinule, mă? L-am omorât, e leșinat, gata, e... I-am tras trei hituri și n-a murit. Ăla, îți dai seama cât de disperat își băga armuri non-stop? L-am omorât, o cantă mai rar, bă, a donat, bă, a donat, este, bă! Cam ultima donație că ți-au dus banii vapuri. XTR, încă 10 lei de la XTR. Te pomă, XTR-ule. Te pomă, XTR-ule. Mersi foarte mult, 10 lei prin super chat acolo, XTR-ule. Ultimii bani, bă. Cam ultima donație că s-au dus banii, bă, pup. Banii s-au dus, dar energia pozitivă nu, XTR-ule. Te pomă, mersi foarte mult de donație, te pup. Banii de pâine, bă. Bă, tata, cum să... Domnul Gelu, e curat, tata. E... Bă, înainte, dar cine trage? Cine trage? Hai. Tataie. Mama mea, omule, de ce doamne arată mai dezbrăcat și pe sala au miolat? Fă-i primul ajutor. Vrei, ești bine? Da, vezi, nu mai vezi sare. N-am ăla, stai. Aoleu, că n-am reanimarea, măsii. Păi prima labă, poate la... Bre, ce cauți, bre, tu aici? Ce să-i fac, mă? Bun. Poți să-i dau oare de aici? Să trebuie să mă duc lângă el. Pot de aici. Așa, lasă capul jos. Stai jos! Hai să moară, bărbații mei. Ba, a trecut dita mai glonțul pe lângă mine, ai auzit, Zeinule? Domnul Gel, avem un rănit. Ajută-l, mă, mai repede, mă, ce faci? I-am dat una, câte să-i mai dau? Stai, păi dă-te la o parte, bronzatule! Scuzați-mă, mama mea... Nu înțeleg de unde trage, mă, sincer, nu, eu nu înțeleg de unde trage ăla. Brici bine? Udit, domnul Gelu, m-a luat o mașină! Mersi, apreciez! Mamă, dă-te la o parte. Da, băia, mă, pe sus, dă-mi un pumn. Hai bre, rezistă bre. Bre, ce cauți aici, Dumnezeu? Mamă, ce mă enervezi! Ce cauți aici, bre? Ce cauți aici? Ha? Uite să moară, bărbații. Da! Eu trăgea de aici, eu mă duc fix în ghearele lui. Îl văd de sus de aici! Cum vrei să trag dacă l-am pe ăsta în brațe? Oh. Pune-l, mă, jos odată. Bă, prostule, trage de aici, de sus, de aici trage, de aici, de la nord, sud, est, vezi, de la vezi, de acolo. Nu, gata. Stânga, prost! L-am omorât. Ești ratat? Da, l-am omorât, bă, băiatule, e sus acolo, ești prost? Nu mai e, l-am omorât, ești retardat? Uite-te acolo la mine, dacă e acolo, nu mai am încredere niciodată în viața mea în tine.
Bă, ești prost? Pune-l o dată, fă-i respirație gură la... Fă-i ceva. Mama mea, mama mea, trebuie să iau cover după ceva, tati, că n-am, nu pot, efectiv, trebuie să iau cover după ceva. Aha, e mort, Zane, e mort. Tu ești, Zane-ule, e mort. E mai mort decât morții Zane-ule ăla după munte. Hai, bre, rezistă, cât mai ai, bre. Bre, nu spune că ți-au dat ăștia mușchiul ăla. Poți să-mi zici și mie ce căutai aici? Ai puterea să-mi zici ce căutai aici, bre? Hai, liniștește-te. Hai, te rog. Câte de-alea mai ai? 20. Ioi, nu! Hai, că ți-am dat 200, ți-am dat, bre. 18, 17, 16, 17, 14, 13, 12, cam pe la 12 ar fi, 11, 10, 9, 8. Doamne, ajută! Așteaptă să mă ridic. Tata, ești bine? Doamne, bre, nu spune că iar pici. Nu, bre, ne poate. Ia repede apă, mâncare. Bărbații mei. Hai în casă. Hai bre, dă-te la o parte, bre. Ascultă-mă. Vai să o luăm repede pe Daria, că e aici sus, de aia am venit. Ce, mă? Aici sus e Daria, de aia am venit la ea. Păi de ce ai venit la ea? Stai, mă, explică-mi și mie ce s-a întâmplat, că nu înțeleg ce s-a întâmplat. Am căutat-o, mi-a găsit-o Zane ce era aici. Ma, nu, ioi. Era bat, mă, să sperăm că e la baie, vină cu aia. Astea sunt bulletproof? Da, toate bulletproof. Sunt bulletproof. Da, pare să fie bulletproof, chat. Sunt bulletproof, brene, poate, de la bullying proof. Ok, dai. Mă, vezi că luăm foc. Brene, a luat foc canistra și o să ia foc și casa. Vino cu Brene, poate aici a fost Daria. Fă Dario! Bre, ia loc, bre, liniștește-te. Ia loc aici, te rog eu frumos. Bre, ia loc. Brene, poate. Bre, ascultă-mă, ia loc. Bre, ascultă, trebuie să bre, ok. O luăm pe Daria acum, ia loc. Uită-te aici. Uită-te la baie. Bre, deschide ochii în primul rând. Ia loc aici. Ia loc aici, bre. Bre! Da? Ești pe aici? Daria, unde ești? Mai e sigur că era Daria aici? Daria nu era la bunker? Aici, pe aple. Ah, stai că uite-ai că plecară. Da. Tataie. Și v-am găsit tataie, aici. Ia loc, te rog frumos, înainte până nu ajunge focul sus aici, că deja a luat foc. Cred că a luat foc partea de jos, nu? Da. Dereți un bandaj? Hai. Vino repede. O bluză, o geacă, ceva de pe aici. Ia de acolo mai repede. Sunt însărcinat, am venit să mă bate ceva. Păi dacă ești tâmpită la cap. Gata. Opriți focul ăla cumva, că dacă ajunge sus nu e de bine. Brine, poate. Hai cu eple, că mai repede să nu ne ia foc casa și tretar. Tataia, ascultă-mă. A fost, zi. A fost Daria. Nu, aia o am, cred. Brere, vino-ți la cap, brere, vino-ți la cap. Ce ai, mai dau o palmă? Nu, brine, poate, mi-ai dat ochelarii și o să-mi ajunge, iau eu după. Brine, poate, a fost Daria aici, pat, am venit, am vorbit cu ea. Și când am ieșit, au început să mă urmească, să tragă mine, mi-au dat cu pumn la ficați, cu coaste, rinii, stai, bebe, stai, oleacă, liniștește-te, e bine acum, e totul bine. Acceptăm faptul că a luat foc casa și s-ar putea să ajungă și sus. Ascultă-mă, oleacă, bre. Deci, Daria era plecată de la bunker, da? Da, și așa. I-am găsit-o aici. Mi-a fost. Dar cum ai găsit-o aici? De din cauza lui Zina, a depistat-o aici, acum. Așa. Ok, deci, datorită lui Zane. Ai găsit-o pe Daria aici, ai venit la Daria aici. Am ieșit, am făcut stânga din casă, m-am urcat în mașină, am deschis ușa, am plecat. Am făcut ambuscada, au baricadat podul. Da, au venit peste mine cu mașinile, m-au luat de pe munți, de pe cărări, de pe dălea. Și am intrat cu mașina în pom și nu mai mi-au cam nimic. Păi am văzut că ți-am făcut baricadă cu mașina, mașina ta era baricadată, erai, aveai box făcut. Da, păi am intrat cu ea în pom și de-aia da, mi-au cam intrat nimic. Ce mi-au dat, mă? Ți-au dat și tot? Păi bă, prostule, bre, doamne, prost, bre. Daria e cu ăia, bre, prost ești, bre, prost mai ești. Nu e, poate, nu prost mai ești, bre, prost mai ești. Brene, poate, auzi că nu e, bun, ascultă-mă puțin, bre. Că acum e tot. Ascultă-mă. Totul e safe. A crezut că vrei să o miolăm, de-aia a fugit. Ce, mă? A rămas cu sechele, cu traume, da. Și a crezut că vrei să o miolăm. Ce-i brea azi? Daria, mă! Ce-i brea azi? Te doare capul? Așa azi. Bă, Zinule, ia verifică tu dacă frige ăsta, că e nu știu ce are.
Bun, am mai zis, dar ascultă-mă, am leacă, ascultă-mă, trebuie să plecăm de aici, că nu e ok, că ăștia de la White Money au pică pe noi, mai ales că o să se folosească de ochii mei și o să vadă unde suntem acum și o să schimb, oricum ăștia și-au schimbat pozițiile, dau la pariu că ăștia și-au schimbat pozițiile și au avut timp să se pună și pe turn. Dacă noi nu recărăm acum, suntem morți! Nu-i problemă, vreți, stai niște, că eu nu știu decât 69 let. Deci plecăm mai repede sau așteptăm bun. Mai să ne... Bun, ne cărăm la sediu, ne cărăm la sediu și de acolo vedem unde se dare. Bă, dată mai repede, ce așteptăm aici? Așteptăm ziua de mâine. Credeam că ai și tu mai mult încă creier, trag afară și... Doar vă aia de la White Man? Care ăștia trag? Care ăștia trag? Care? Ai noștri sau ai lor? Mamă, ce naiba armă e aia? What the fuck? Și odată de când ne tulim de aici sau aștept să bia, 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 nu da. Pe aici, nu pe aici, uite-l. What? Trage! Bia, iau prin spate, bia. Proastă mai e femeia aia, mă. Bine, frate, sunt pe băr, sunt peste tot. Bre, a avut timp să se urce sus acolo. Bre, ascultă-mă, du-te, iau prin spate, repede, că-ți dau suppressing fire. Ia-o prin spate, că-ți dau suppressing fire. Yo, mâncați-mi gura ta, s-a tărat cu double-ul cu mine. Stai cu minte, mânzule, că e greu. Dumnezei, mă, de casă tâmpită. În astfel de situații mi-e greu să... Luați să... Mamă, Zane, Zane din spate! Zane de undeva din spate ți-a tras! Îi vedeți capul? Albiera. Repede, dai. Dai. Yo, urcă repede, blondule, urcă repede. Ăsta blondule, auzi, bronz. Mamă. Te dau acum. Mamă. Ce faci, mă? Doamne, se mai preface ăla mult că urcă. Yo. Nu vă, să moară băieții mei, se trage ca naiba aici, mă. Eu nu înțeleg de unde se trage. Au avantaj că sunt pe deal. Mai repede pe față trei varvă și neamul vostru. Bine că m-a lăsat pe mine în spate. Nu te lasă în pace și ai să plecăm cu gata, băieți, nu, așa tragem până mâine, dacă nu vă grăbiți, păi noi murim. Păi da, stai, ăștia sunt pe deal, n-avem ce să le facem, sunt pe deal. Hai, tata, hai, e purilă. Dai cu Bianca, cum mă duc să iau mașina mea. Dai. Hai bronzatule. Dai casual, dai pe south. Dai pe south, trei pe south. Mamă, cum a zburat glonțul pe lângă mine. I-ai dat iepurilă? Bă! Ah, nu, ești aici. Dați-i băiți, dați-i, nu mai stăm, dați-i. N-ai mă frate mă, n-ai cum cu ăștia. Nici avionul mi-au eu de luptă. Câți răniți avem? Biser, barbaga mea, aș pula în gura voastră, mă zăcule, băi! Doamne, mâncare din ta, cine a dat aia? Domnul Gelu, cam jumate sunt pe bară. Ce jumate? Cum adică jumate? Jumate din copii sunt pe bară. Jură-te că jumate suntem. Păi mai suntem doi sau trei. Bă, tu ești ratat? Cum mă, doi sau trei? Că suntem patru mașini. Păi da, atâta mai era ultima dată, așa azi și zi.
Cât suntem în viață? Ceva, au mai rămas vreo 7 mașini în spate. Sper de la copiii care s-au dus fără scris. Care mașina aia din spate de tot? E de la nostru? Dă-i zainul înainte, dă-i zainul înainte, dă-i zainul înainte. Rămâi mașină, rămâi mașină. Ce căca, măi? Bă, ce are, mă, de stăs așa? What the fuck? E limuzina aia, noastră, băi, limuzina aia. E limuzina, e limuzina. Limuzina, prostule! Mulțumim, Zain, că ne-ai împușcat. Zainule, tu i-ai împușcat pe inusii, mă? Ia uite, mă, bă, limuzino! Hai, limuzino, hai, dă-i! Hai, mă, mai repede. Hai că a fost ușoară. Dă-mă o dată, mă! A, m-am uitat să închid portbagajul, hai de capul meu! E de-aia pe buton portbagajul ăsta, închiderea automată. Da. Ah, chiar e închiderea automată. Și-a băgat ăla ceva cu limuzina lui. Hai, hai. Domnul Gelu? Mamă, spune-te rog frumos că Bia e aici. Să aveți grijă cu doamna Bianca, că ultima dată era puțin rănită și ca să nu pățească vreo ceva. Cum ultim? Păi s-a rănit aici, mă? Puțin, a zis, dar a zis că nu e ceva grav. Seamă că vedem acum, mamă, parcați și voi mașina mai ok. Ah. S-a bam deja puțin, dar acum să vedeți dumneavoastră dacă e regulă. Fă puțin liniște, fă puțin liniște. Activează repede ăla de anonim. Hello. Gata, am activat ăla de anonim. Ce faci, mă? La fix l-am activat și 9 secunde. Ești bine? M-auzi? Poți să-mi spui și mie ce treaba aia? Ai pierderi grave? Ai pierderi mari? Pierderi mari? Auzi? Toftiși că ți-am dat raid și ți-ai pierdut oamenii ieri? Iată-te aici. Spune-i lui hotărogul ăla de bătrân. Așa. Să nu te mai ajute să îmi omori oamenii, pentru că tata viitorul să fie mai rău. Tata da? S-ar putea să fie scăpat cu viața sau cu sechele. Și apropo, fii tu și cu nevastă ta, adică știi la cine mă refer, o să rămână la mine. Nevastă mea? Hmm? Aia, mă, cum o cheamă? Daria aia și cu Eric. Nu mai îndemul nevastă mea. Sunt familia mea de acum, într-un fel. O să... Toate ca toate până la familie. Te-ai pus cu familia mea. Crede-mă, l-ai rănit pe tataie și era să mi-l omor pe tataie. Și crede-mă că o să mă răzbun pe tine. Crede-mă, habar nu ai ce o să ți se întâmple. Crede-mă. Ai auzit? Am văzut că... Da, mă, am auzit, cum să n-auzi. Dar nu prea mă interesează. O să te interesezi, crede-mă. Am văzut că Bianca e cu tine în continuare. Vreau să spun că o să am nevoie și de apă viitor și de copil, pentru că, da, vreau să-i crești pe aici și să-i ajut după punul meu plac. Bine, pentru că tu ești o panorama de om care nu o să ai niciun viitor. Așa că să te aștepți. Eu sunt o panorama? Sau tu ăla care faci numai prostii și tragi după mine? Să te aștepți în urmament, pentru că... Hai, lasă vrăjeala. Înainte să nasc. Eu zic să lași vrăjeala cu mine. Eu zic să lași tu vrăjeala, băi puiu, pentru că n-ai văzut nimic. Și știu că ți-am omorât aproape toți copiii. Da? Da. Nu știu ce e la tine la bază pe acolo, da. Ce salut, Crixule, ai întârziat-o la câte copii. Nici nu m-ai văzut. Ce omorat vreau și să știu, de unde ai avut tu cunoștința că a fost tataie la la far, la casa de la far. De unde știi tu că tataie la casa de la far? Auzi? Nu ți se pare că pui cam multe întrebări? Hai mai scutește-mă. Wow. Poate avea... Mi-a ce închis. M-ați închis? În nas, ca de obicei. Deja m-am obișnuit foarte... Vrei să zic eu de unde au știut? Oare? Wow. Vrei să zic eu da, că vreau știu eu de ce vreau l-am și să sunat? Vreau și eu să știu. Din cauza că l-au urmărit. Cum eu, l-au urmărit? Când am vorbit, l-am sunat pe tataia și i-am zis... Bă, ai și bre, stai un pic mai tu mult, nu ești... Ascultăm un pic. Zi. L-am sunat și i-am zis că bă, mai stai mai mult acolo, că ca să plece ea de acolo. El, nu, a plecat de nebun așa cu mașina, în 5 minute a și plecat când l-am sunat. L-a prins și l-a rupt în două. Seamă, de unde l-a urmărit? În câte pot GPS-ul meu să-mi zică, l-au urmărit, de la, l-au plecat de la observatorii.
da? Și l-au prins tamant pe drum. Cine vine? Cine vine? Liniște. Sigur? Da, sunt copii. Mai auzi, mă? Am auzit. Și ce ne interesează acum, nu? Tataie. Da. De unde te-a urmărit? De unde mai exact? Zim exact codul și codul poștal. Deci eu de unde i-am văzut? I-am văzut de pe autostradă de la codul poștal. Zi, fără rușine, bre, fără rușine. 1049. De acolo i-am văzut eu. Geluse, foame? 1000, autostrada de la 1049, 1000. Ce 1000, mă, mâncați ești gura ta? Ce 1000? 1049. Aici, în apropierea noastră, în dreapta. Da, mă, zi. Ți-e foame? De ce? Dă să-ți dau ceva, poate respiri mai... E o casă, mă, roșii. Ce, mă? Cum adică dacă mi-e foame? 1049, bine, foarte bine, Luis Fabic, ai zis primul, românul Gigi al doilea și Zarioiu Andrei al treilea. Foarte bine, băieți. Pătrovo, Florin Zevere, ca de obicei. Pleacă-mă de aici să-i dau ceva. 1049, de la Zain un pic mai în stânga. Mai în dreapta, de la Zain. De unde are el acolo baza. 1000... Dar vezi că... 49, 1049, gata. Ok, 1049. Vezi că el, ai ghiuzdanul plin. De acolo, cum am coborât, cum au început să mă urmea, să tragă după mine, i-am dus. Stai să-ți dau niște armuri, Zain. Brine, poate, mă auzi? Stai să-mi pun ghiuzdanul. Puneți ghiuzdanul. Ai minim 10 kg. Păi nu, că Zain o să vă dea armurile. Zim când ai astea. Gata. Dar vezi că ești plin, că vreau să-ți dau și eu ceva. Dacă o tot îmi dai așa frumos. Ia vezi. Îți place, uite ce să, dar nu merge să-ți dau, mă. Ai, zim dacă ai. Da, mă, da. Bun, ce să-mi dai? Vreau să-ți dau ceva, dar că ai ăla plin. Ha, mă, Zinule, ce doamne artă, mă, crezi că avem acum timp să-mi dai nu știu ce? Hai, dă-mi. Ce-mi dai? Plăm. Poate pui mănânci și tu, ți-e foame. Ce ținat? Dacă vrei poți să-ți dau și niște sare pentru ei. Bro, nu, te rog. Bro, nu. Uite, dacă vrei, bă, lasă-mă. Nu. What the fuck? De unde, doamne iartă-mă, sunt ăștia? Zain! Crezi că mi-ar de glumit acum? Pe bune? Dacă vrei, poți să-ți dau ceva. Mă auzi, mă, dacă vrei. Bun, deci 1049. Deci, Brine, poate ascultă, m-am coborât de la Zin, m-am dus încolo, m-am dus la 1049, am început. Mă, dar eu nu înțeleg cum, doamne iartă-mă, ne ia ei peste pas înainte mereu. Deci mereu ei sunt cu doi pași înaintea noastră. Ascultă-mă, facem un pas noi, noi facem un pas, ei fac doi pași. Cum? Bă, vrei să-ți dau un diamant pentru Bianca? Ei merg cu amândouă picioarele, noi mergem cu unul. Zi, mă, vrei să-ți dau un diamant pentru Bianca? Nu, mă, nu vreau. E de ăsta strălucitor. Ești tu, ce? Domn Gelu, suntem vreo 12 și mașini sunt 12. Așa, și? Și mașini sunt 1000. Sunt multe mașini aici. Nu contează, contează să fim câte mai puțini mașini. Dacă care avem mai puține mașini, suntem avem 13. Bun. Ăla e geleul meu. Bre, lasă geleul tău, lasă, da, e geleul tău ăla. Fă liniște o leacă, bre. Bun. Mulțumim. Dacă noi... Bine, poate ascultă un pic, de să zic exact cum s-a întâmplat. M-a urmărit. De tot ce mi-au aminte, m-au urmărit. Am zis să nu mă duc spre casa de la afară, că o să mă vadă. M-am dus, m-am băgat, m-am dus spre Cilia. La Cilia m-am ascuns după lemne acolo, la fabrica de lemne. Deci la fabrica. De acolo lasă... ceva nu are logică. Uitați-vă pe Twitter. Băiatul meu iubit și Eric cu poza. Ce, mă? Eric și scrie băiatul meu iubit. Și îi face poza. Vedeți? White man. Băiatul meu iubit. Cât? Stai că trebuie să mă... 117. 71, să zic și eu. Nu văd cât e codul ăla poștal, ești prost. E mult prea mică poza. Asta unde-i făcută poza asta? Este o... Cred că o știu. Ia, liniște, cred că știu. Cred că știu asta. 171. Cred că știu asta. A, e lângă... E bunker. Cine a zis primul 171? 171 e aia? 171, da, 171. Bravo! Scula de 20 a zis primul. Pătrovo, foarte bine, scula de 20, am dat grad. Și... Avem. Bine, mă, Chitan Gheorghe, a treia oară cred că ai reușit să faci 6 din 6 informații utile. Foarte bine, Gheorghe. Foarte bine, Gheorghe. Foarte bine, la 171. Acum,
Acum mergem, bre, haide, Bia, tu, cred că rămâi acasă. Eu stau aici. Rămâi da, acasă, da? Aici. Sigur? Da. Ok, da. Hai, mișcați-vă, 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 băiți. Le dau armură și pe aia. Nu, 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 sau? Da, da, ne trebuie. Hai, bine, dă-le armură. Hai, hai, tatai, hai, tatai, hai, tatai, hai, tatai, că nu mai e timp. Asta era mașina mea? Da, Corleone. Hai, urcă, bre, nu mai e timp, înțelege. Băi, rămâneți acolo să vă dea armură, mă, băieți. Eu am armură. Am armură. Veniți, bă, să vă dau armură, sunteți retardați. A, pe caule, du-te, ia, ia mașină din stânga și ia-i și pe copii. Ai înțeles? Trebuie să mă duc înainte. Știi mai bine să conduci decât restul. Nu, știu cu trasul, mă. Îți sugerez eu, okay, okay, zic, taci, taci, de taci, bre, mi-ai pus de la? La unde, unde, unde? 171, acolo, acolo, bravo, care a pus? Eu. Bravo, bravo. Hai mă, deschide-te mai repede, perfect. Dă-i. Mai bine te duce pe autostradă, bă. Sunt un număr foarte mare. Mai auzit? Ce? Te duce pe autostradă, mai bine. Hai copii, veniți! Hai, cum ați primit armură, veniți! M-ați auzit? Hai că ai timp, bă, Zeinule, aveai tu timp să le dai după, mă, armură, mă, Zeinule, mă! Lasă-o că le dau acum, mă! Puteai să le dai după! Dă-le acum unul și le dai după 3-4! Că nu, mai, nu avem timp să le dai 3-4, hai! Hai, copii, veniți! Dai cum am, că ai de mai rea, ai să vă dau! Cred că e ceva bunker, parcă, acolo, nu? Realizez că acolo o să... Da, e ceva bunker. Da, dar atât de prost. Mă, dar atât de prost să fie să și afișeze locația? Nu așa, mă. Cred că nu se vede. Și naiba așa ar afișa locația așa. Ciudat. Bro, cred că asta e șansa noastră să punem mâna pe Eric. Asta e șansa noastră să punem mâna pe Eric. Puneți geanta? Am deja geanta. Am deja geanta. Liscan Mihai, Liscan Mihai. Ah! Ai! Mama, ce? Conduci. Mama, prin nepoate. Mai bine rămânem acasă. Mai bine conduce tataie, ce? Ai. Bre, ești bine? Sunt așa cum sunt. N-am murit eu, nu mă omoră pe mine, oare mai nu, dacă dau un trup om, nu cred că mai mor. Bre, taci din gură, că să fim bine. Cu tine la volan nimeni nu e în siguranță. Doamne, sănătate! Mamă, bre, nepoate, hai mulța. Băi, de ce mi-a schimbat mă ăsta? Ce naiba? Cine mi-a schimbat traiectoria? Nimeni. Hai că mergem să iau și pe aici. Bărbați, veniți, că nu mai au nimic pe căscuță. Acum, mă, 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 parcarea subterană, ca să o lași pe Bianca singură. Păi da, am lăsat-o pe Bianca singură. N-am tras în voi, am tras în aia. Bă, bă, rămâneți unul cu Bianca, rămâneți unul cu Bianca. Mersi mult că mi-ai zis, cine mi-ai zis? Eddie, mersi mult că mi-ai zis. Bă, rămâne, Zein, ascultă-mă puțin, Zeinule. Mă vedeți prost. Zeinule, lasă pe cineva, te rog. Omule, era Ferrari de smurt și... Bă, iar a schimbat locația. Iar a schimbat locația, what the fuck. Zein, ascultă-mă puțin. Pune un copil să rămână acolo, să o păzească pe Bianca. Ok? Bă, adevărat, copiii, ajutați unul acasă. Bă, mai aveți 500 de metri. Cum așa, așa repede ați ajuns? Așteptați-mă și pe mine, cum n-ai bați ajuns așa repede? Pe autostradă. Sunt 400 de metri, cam așa. Stânga, da. În spate, bă, în spate, în spate, bă, în spate. Nu mă, nu, las colom pe aici, taci. Bun, nu vă apropiați de ăla, nu vă apropiați de ăla. Așteptăm să acționăm, ok? Mai ajut și bugatul. A, deci dă puș, ok. Da, în față, uite acolo. Mergem cu mașinile, dăm puș cu mașinile sau mergem pe jos? Moș și opoane cu mașinile. No, 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 no. Ba. Pe jos, pe jos. Ba. Nu auzi? Ma. Uzi are nevoie de Uzi. Ce domn? Vrei armă de asta? Arma Uzi nu e bună. Micro SMG. Zi, ce vrei? Am nevoie de un pistol.
aveți prin ghiozdan? Vine și el acum la jumătatea bătăii să-mi zică că dacă am un pistol. Bă, băiatule, de-aia avem, de-aia avem din ăla pentru arme. Ești tâmpit? Oameni. Am eu, mă, un pistol, vin o să-l iei de aici, am brene, poate aici îi dau eu din porbaia. Doamne, bre, dar e nervan, mai ești, bre. A, poți să-i dai tu? Am uitat, da. Bun. Și data viitoare, te rog frumos să fii mai atent, ai înțeles? Da, da. Te rog eu frumos. La cartofi, domnul Gevru, ați ajuns toți? La 171 ne vedem. L-ai luat de aici, din porbagaj? Pe unde intrăm, domnul? Da, mulțumesc, tatai. Bă, celule, bă, unde era intrarea? E la 172, de câte știu, nu e aici. Vino după mine, coaie. Nu știu eu unde e. Veniți, veniți, veniți cu Zain, veniți cu Zain. Zain, la 172 încolo era. Haideți pe jos, haideți pe jos, haideți pe jos, sau? Hai pe jos, hai pe jos, hai pe jos. Când zici veniți cu Zain, e același lucru ca și cum aici mergeți cu domnul. Bă, bune. Bre, mușchiul casual 5, mușchiul casual 5. Hai bre, hai bre, că n-ai mai alergat, cred că de când, hăi. Luați-o pe aici, luați-o pe aici, luați-o pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Hai sus de poate. Pe la 172 se intra, nu? Pe la altul, la 170 intrarea. Dați în față. 172 aici? Pe aici, pe la porți. Da, 170. Pe aici, porțile astea, veniți în coaie. E spatele vostru. Vin eu. Care-i spatele meu? În spatele meu? La 170. La 170. Cine a tras, cine a tras, cine a tras? Eu cam omoră pe unul. Bă, de la porțile. De ce n-ai mai nu folosești supresor? De la mașinile voastre un pic mai față, coaie. A pe caule, degeaba să nu vezi că nu vezi că sar și mergi mai încet dacă sari. Stâng, dreapta, mă, stânga. Care e aici? Pe nu, dar mi se reîncarcă stamina dacă sar. Simt cu e mașina roșie, cu e pe partea asta, de la mașinile voastre unde îți l-ați parcat. E la mai în față, mai la porțile alea, pula mea. Bă, dar nu mai poți să nu mai înjuri, te rog? Că îi văd atât de retardați, cu aia, ce vrei să le zic? Să le zic, bravo, băieți, fiți retardați. Nu mai înjura. Nu vreau să le zic. Ok, aici e. Nu intrați, orice ar fi, nu intrăm. Nu intrăm, nu intrăm, că clar o să ne aștepte cu... o să fim așteptați bravo, cu arme. Bravo, mă, a intrat ăsta, direct. O să fim așteptați cu arme. Ați înțeles? Bă, tu zici să nu le mai jur. Tu zici să nu mai jignesc. Dar ăștia erau să intre direct în ăla, ești prost? Bă, sigur, 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 e explozibil, sigur se întâmplă ceva, credeți-mă. Dintr-unul pe explodăm ceva, se întâmplă ceva aici dacă intrăm. Eu mă pe sus, păcă. Clar se întâmplă ceva aici dacă intrăm. Ușurel, băi, luați cover după piloni, după piloni, în stânga. Hai să pușăm în stânga, că în stânga aici avem mai mult cover. Aba, pe caule, du-te singur, du-te, trăiți armă, de-aia, nici armură, nici nimic n-ai pe tine. După moare ca prost, mă. Bă, bă, și prietenul a plecat cu aia. Dă-i, dă-i bre, dă-i bre cu gaura fără fund. Cu pula mea, cu ce dracu v-am venit? Da-ți dracu-n. Bă, Zeinule, poți să nu mai înjuri, Zeinule, e a cincea oară când îți zic. Scuze. Nu mai ies de pe stație, e ultima oară, să știi. Scuze, scuze. Liniște, 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 liniște. Găsi fundul la gaură. Cum deschid, cum deschid ușa? De la volan. Uitați să vă îndubă. Nu urcați, poate explodează. Zona, nu urcați, domn Geru, poate explodează. Încuiată, 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 încuiată. Da, e încuiată, vă, e încuiată. Grijă, luați-vă cover. Domnul Geru, am eu aparat de sudură, pot să deschid. Unde, mă? Luați-vă cover, băieți, poate explodează vreo ceva. Domnul Geru. Eu știu că... Băieți, nu vă apropiază nimic, orice ar fi. Ce mare e asta, de, mă? De ce îi pui să dea atac Bianca? Mare ca măta, mă. Mă, ce? Bun, mă, uitați-vă la poză, uitați-vă la poză, uitați-vă la poză, la poză. Chiar că e mare, imens. A fost făcută poza pe drum. Se vede clar că e drumul aici, chat. Și în stânga e aia. Că uite, aici e, ce stai chat? Așa. Nu știu, mai poți piesa păsat asta. De ce cine trage? Cine trage? Cine trage? Mă, cine trage, mă? Cine trage? Era eu să cine trage, dar după aia ieșe după stație. Domnul Gelu aici, a venit aici. Uite, deci aici? Aha, aici, aici, aici și pe o stradă de undeva de... de undeva de aici, nu? Da, așa. Aici.
aici, 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 aici. Hai fix aici să fără fi zona. Ce zic, tot la fel. Deci undeva aici a fost. Clar de undeva. Da, deci e capcană, băieți. Vreau să vă zic o chestie. E capcană. Uite, așa era făcută poza. Era așa, așa era poza. Aici. Fix așa. Eu cred că a vrut să vin. E cap... No, de... Bă, dar dacă le ia cineva cu ei... Prezența, ok, Bianca, mersi mult. Ce zici, bre, că e? Oh, my God. Nu vezi că suntem. Bro, cât sunt, e toată lumea prezentă? Cine lipsește? În acest moment toți aici, repede, cine lipsește? Cineva lipsește, nu? Cine lipsește? Nimeni. Eu. Mama mea. Uite și pe aia doi dezbrăcați, suntem toți. Nu. Ce supresor mișto. Mama, nu e deloc bine, doamne, nu e deloc bine. Nu. Ăla e prezenta pe ca. Stai, să facă prezența pe ca e aici. Prietenul pe ca e aici, ăla așa, blondul, așa. Edițu? Fuck! Edițu? Bronzatul? Ia uite încă unul cu mine. Bronzatul, unde ești? Uite-l. Nu, asta nu e, ăsta e Edițu. Unde e bronzatul? Bronzatul? Bronzatul, unde, doamne, artă, mă, ești? Bronzatul? Alo? Poate să mănânce, dacă mă înțelegi. Mamă, nu e bine. Parpandel? Acasă. Parpandel? Dar chiar acasă, că a spus că cineva să stea acasă. Parpandel, unde e? Parpandel? Bre, unde ești, bre? Nu-mi spune că și eu la bătut. Parpandel, aici, mă, mamă, ce m-ai speria, bre? Unde e Parpandel? Da, ești chiar. Dar dispărut de mult. S-a dus de mult, a intrat... A intrat la? 10 minute. Comă. A intrat în comă. Clar. Știți ce să-mi lă dacă las de argint. Știți ce să-mi lă dacă ieșim, nu? Aaa, le iau pe mine. Deci clar să mărim. Clar să mărim. Da, uite, ea deja s-au dus. Ea deja s-au dus. Uite exemplu de copil prost. Băia pe caule! Încerc să nu vă jignesc, mă, dar nu poate să... De ce, doamne, artă-mă ei înainte, rămâi cu noi! Că după dispar și după ne întrebăm cum au dispărut și restul! Rămâi aici! Dongelu, hai să căutăm la doua ieșire. Alți proști, mă, uite, ia! Doamne, frate! Celule, mă, după aia îmi zici că de ce jignesc, da, mă, ai dreptate, ce facem? N-avem decât să ne folosim forța împreună și să ieșim și iarăși cu curaj. Și încercăm să ieșim de aici, că dacă nu putem să stăm aici. Bun, ce arme aveți? Am cea mai bună, arma mea cea mai bună e cum ăsta. Micro SMG. Am eu arme. Bă, ia cu arme mai slabe să duc primii ca scută uman. Așa. Și noi ne coștăm mai bă, bă, prostule, ce mă arme slabe? Bro, nimeni nu se sacrifică, aici suntem o echipă. Hai, mă duc în față. Au deja armuri, prostule. Și ia cu căcatul de-astea mai proaste, că ăia cu arme mai proaste, trebuie să stea mai aproape să pasă. Ia, liniște. Cine afară? Aplica? Cine afară? Cine afară? Bine, poate am armă bună, am un sniper. Stai! Ia! Poate da push? Nu, stați, nu. Dacă vrei, du-te, dă-i, lasă-l, ia du-te pe caule, dă-i push APK. Dă-i cu prietenul tău, lasă-i să dea. 9, 8, 7. Nu mai, băi, faceți-mă liniște ca să ascultăm. Să vezi cât de repede o să mă. Aha. Ușor, nu, că ne-a făcut baricaj. Ce vede oare de webcam? Baricaj? Ăștia doi au vremea de curate. Dacă noi tragem, lasă, că APK e bun. De-aia l-am angajat pe APK. Cred că a murit. Sunt mașina afară, mașină. Bun. E foarte mai bun. Mai vine o mașină? Cover. Vă cover. Ăștia sunt shadow money. Nu, mă, nu e. Liber? APK este liber? Nu e liber. Ne-a furat mașinile. Jură-te că ne-a furat mașinile. Verificați casele. Frățele. Hopa! Hopa, voi vedeți cât e ceasul? E o oră și 8 minute și n-am făcut 1000 de like-uri. Deci nu pupăm nici în seara asta, Max. Bă, și v-am zis de la începutul live-ului, mă, într-o oră să facem. Bă, și puteam să facem 1000 de like-uri, dar n-ați vrut voi. N-ați vrut, deci rip Max în seara asta, băi. Rip Max. Bă, Mario, de unde trage ăla? Trage cu shotgun-ul. Raul, Zain.
Ăla trage cu shotgun-ul și era foarte aproape lovitura. De unde? De sus, poate. Nu știu, nu. Nu, că sus suntem noi. Unde, unde, unde e APK? Unde e APK? Unde e APK? Aici. Sus, pe unde cozire. Aici? Băi, ești prea... Acum unde aici? Până unde? Aici, în față la... Bă, voi vă împușcați între voi, mai mă, să moară bărbații mei. Zi, zi, tu i-ai tras ăla în cap, ești prost? Cui, mă? Lua ăla al nostru. Nu i-am tras, mă, i-am tras în ăla, ești prost? Degeaba, băi, ți-am făcut acum 1000 de lei, că s-a dus. S-a dus, mec, sub tate, și 1 minut, v-am zis, până într-o oră. Până într-o oră, dacă era o oră fix sau o oră și un minut, vă iertam, dar 8 minute deja e... A, gata, ia. CNP, hai să văd CNP-ul. Ia-i CNP-ul, ia-i CNP-ul repede. Ia uite cum a căzut ca praștea copilul. A, CNP-8, CNP-8. Cine n-ai băiat? Dar nu trăgea... Cine era aici? Ăla, ăla, cine e? Cine e ăla? Cine e ăla din față? Cine e ăla din față? Cine și ăla? Cine și ăla mușchiu creș? Ăla, ridică mâna, ridică mâna, ești la un strum, ești la un strum? Eu nu sunt de casă, Abalu. Bă, bă, nu mai, bă, nu l-am pușcat, că l-ai de-al nostru, lasă mâna jos, ia cover! Dar nu el trage. Cum că m-a omorât din... Unde, 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 unde e, mă? Bă, care e, mă, ăla de sus care a murit, mă? Bă, să moară bărbații mei, degeaba folosesc, bă, stația asta, bă, că nu, nu vorbește nimeni prin stație, mă. Să mor eu, întreb și eu ceva, nimeni nu știe să zică nimic. Eu îl întreb cine e ăla cu mâinile sus, toată lumea tace, mă. Bă, ești pro... Bă, nu ești pe stație, prostule. N-al prost. Gelu, nu sunteți pe stație. Băi, ești prost. Bă, băiatule, am ieșit de pe stație, că m-am enervat ăla de numai. Ne riscăm. Ieșim. Stai că le fac pic. Ieșim. Bre, ieșim. Da. Hai să ieșim. Ieși, cu ea pe toată. N-are cum să ne omoare pe toți. Hai bre, ieșim. Bine, poate ieșim. Unde APK? Păi ăla, APK s-a dus pe clădire, cică. APK s-a dus. Bă, APK e prost rău de tot, să moară bărbații mei. Bine, poate, m-auzi? Da, bre, zi. Hai să ieșim. Așteaptă un pic. Nu putem să stăm aici. Hai. Hai. De acum, în 3, 2, 1, mă ridic. Dă-i. Nu știu de unde să tragem, frate, și gura ta, dar... Doar dă-i, doar dă-i, dar nu știu de unde, doamne, armă se trage, dar dă-i, dă-i. Ba, pe care ne-a zis că ne-a furat mașina, dar nu ne-a furat nimic. Sunt pe clădire, mă, sunt pe clădire, mă, sunt pe clădire. Sunt pe clădire, sunt pe clădire. Sunt pe clădire. Păi nu, l-am auzit. Sunt doar trei maxim. Ăsta deasupra nostru e mort, domnul Gelo. Nu, nu e mort, nu e mort. Ba da, l-am omorât eu. Sigur? 100%, dar nu mai am armură, mi-a dat armura. Mai am, mamă, ce-a fost să iau mâncățești gura? Mi-a dat armura, domnul Gelo, aveți cumva dumneavoastră armură? Mai am una. O păstram pentru mine, dar ia. Cară-te, 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 cară-te. Bă, nu știu ce a făcut APK, dacă a murit sau nu, dar măcar ne-a ajutat într-un fel sau altul. Mamă, să moară băieții mei. Uite, de undeva de acolo se trage, vezi? Doar dă-i, doar dă-i, doar dă-i, doar dă-i, 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 hai tata, hai, 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 hai! Intră pe stație! Dă-i! Slobozia! Ți-ai auzit? Bine, poate tu știi, mă, că zâine de la Slobozia! Bă, prost sunt! Stătea pe loc și tot prost am fost, bă, când de le-am putut să ratez.
așa, Zeinule. Bravo, Zeinule, bravo, bravo, bravo! Nu mai, nu mai, dai, că nu înțeleg de unde doamna ar mă trage. Nu ia seama ea. Aoleo, doamne. Nu înțeleg de unde, băi, eu nu înțeleg de unde trage, mă, mâncați aici gura ta. Bravo, Zei, bravo, bravo, Zei, mâncați aici gura ta să mănânc. Mai sus. E stricată mașina, e mai spartă mașina asta decât fundul meu. Bă, nu ne lăsăm oamenii în spate, ești prost? Dacă urc eu, ce rezolvăm? Iepurile, urcă, mă, iepurile, urcă. Urcă la Zein. Iepurile, urcă la Zein. Nu înțeleg, mă, de unde trage, mă. Nu-l văd, efectiv. Nu înțeleg de unde trage. Da, nu mai nimeni, mă. Dă-te, mă, sus și el pe sus. Iepurile, dă-te jos, el pe sus, bă, pe ăsta. Dai. What the fuck? Să moară bărbații mei, nu, deci nu mai ascult în viața mea de pe Twitter. Mamă, mai bine mă duceam singur, mâncați aici gura ta să o mănânc. După ce că mai ai și prost, mai ai și... mama mea, carton! 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 Bă, deja nu mai, bă, mă enervez, bă, frate, bă, să mor eu, nu mai știu la serios pe care îl știam eu de mă pot baza pe el. Păi și atunci cine e, mă? E... Lasă-mă la garaj aici, lasă-mă la garaj acolo, în fața la garaj. Bă, lasă-mă la, oprește, că mă duc pe jos până la garaj să moară bărbații mei, bă, mă arunc, oprește! Bă, ești copil prost, oprește! De ce? Du-mă la un garaj, că nu vin cu tine, du-mă repede la un garaj, mâncați-și gura ta. Era mai aproape garajul în spate, ești prost? Să moară bărbații mei, Zeinule! Fă dreapta aici! Bă, Zeinule, nu te duci, mă, bărat! Doamne, cine o mai merge vreodată cu Zein? Unde te duci, bă, băiatule? La garaj ești retardat? Doamne! Ești tu cum vrei la garaj? Doamne, mâncați aici gura ta, mai mergeți cu Zein! Mai mergeți cu Zein, mâncați gura voastră! Zein PC carton. Zein PC carton. Mama mea. Ia uite cât au ocolit prostul ăsta să ajungă aici la garajul ăsta. Mâncați-și gura ta. Dă-te jos că nu mai vin în viața mea cu Zein. Dă, duceate-i să te duci, Zeinule. Duceate-i, Zeinule, să te duci. Du-te, Zeinule, să te duci. Mâncați-și gura ta. Doamne, bă, nici dacă voiam, bă, și nu eram atât de prost. Să moară bărbații mei! Nu mai ascult de Twitter, niciodată nu mai ascult de Twitter. Bianca. Te rog, spune că e bine, măcar Bianca să fie bine. Din toată afacerea asta, măcar Bianca să fie și bine. Alo, Pui, m-auzi? Anonim. Pui, eu sunt. Da, de ce mă sunt cu anonim? Păi iartă-mă, am... Atona, bă, atonat! Este, bă! Și sper, adică știam că ești tu, adică, na, da, mă... Mario God cu 20, auzi, cu 10 lei acolo prin Super Chat, bă, Mario, mersi foarte mult de 10 lei prin Super Chat, a revenit Mario, bărbatul nostru cu energiile lui pozitive, te pupăm, Mario! Mersi foarte mult de 10 lei prin Super Chat, Mario Rica, te pupăm! Iartă-mă, pe bine, că am avut o treabă. Ne vedem acasă, acum. Păi, sunt acasă. Vreau să... Vreau numai. Deci habar nu ai. Deci Zein se împușca. E, Zein mă ducea. Deci nu. Vreau să vin să te iau și să... Și să scap odată de o grijă. Că văd că de bătut nu putem să-i batem pe Shadow Man. Nu înțeleg. Au venit White Money, acum au venit Shadow Money. Shadow Money împreunați cu White Money și cu poliția și cu ratonii și cu naiba să ia. Nu înțeleg. Hai, te aștept. Nu te mai îngrijorat. Suntem alături de tine. Hai, te aștept. Ok, vin acum. Hai, grijă, te pup. Și eu te pup, pa. Pa. Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Ușor. Pe aici era intrarea, nu? Da. Atonat! Este, băi! Oh my god, eram atent la...
Eram atât la chat, nu! Nu! Vlad 13 cu 5 lei acolo donații și iarăși cu inimioară, bă, tată, bă, cu energiile lui, cu iubirea lui, bă, tată, bă, față de mine. Te pupăm, mă, Vladule, mersi foarte mult pentru 5 leiuți, mersi mule tot. Mersi mule tot, Vladule, mersi mule tot, apreciez enorm. Nu spune că nu pot să mai intru, ba, da, mă, pot să intru, mâine. Au, 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 au. Ok, sunt bine, sunt bine, sunt bine. Te pup, Vladule, mersi foarte mult, 5 leiuți acolo prin super chat și de iubire, bă. Mi-a arătat Vlad iubire, bă, tată, bă, te pup, Vladule, mersi mule tot. Iubitule. Oh my god, I swear to god, spune într-o front. Toată lumea e bine? Tata, ești bine? Sunt bine. Dar ce-i bere? Ți-a mâncat pisica limba de vorbești așa? Așa cum? Bun. Ce-ai făcut-o? Nu mă auzi, mă auzi? Dă-mi și mie o armură, te rog. Dă-mi două, trei armură. Ba da, mă, te aud, ho. Așa. Am înțeles, no, Madalina. Era unul mov pe casă, i-am dat, i-am dat de două ori în cap și după... Ia. Prin minune s-a ridicat. Așa. Da, și eu l-am urat. Dumnezeu să-l ierte. Și-au dat, și-au dat din alea? Dacă tragi în el, ăla se prea. Reanimare sau de care? Nu, din alelalte. Direct și-au dat. Eu după ce l-am urat pe ăla deasupra... Vedeți, vedeți, vedeți cât de mare este oftica? Da. Pentru că știi... Au habar, au habar că noi suntem cei mai buni. Și da, pentru că suntem foarte mulți, suntem foarte mulți și nu au efectiv nicio șansă să ne doboare. Nu, iar. Taci, 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 taci. Ia zi. Bă, liniște, liniște. Aia era poliția. Bre, ne poate. Taci o leacă. Vine presa. Erași pe autostradă. Bre, nu vine, bre, presa, taci. Iau eu. Mă, le-ai polițist, mă? Da. Da. De ce n-ai bă? Da, e polițist, e polițist. Alo. Vezi că eu am tras, că m-a urmărit polițist. Două mașini de poliție. Auzi. A tras pe ca, a tras pe ca, sunt mulți. Mi-au plecat creierii și nu mai am. Bun, Zeinule, ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin, Zein. O armură, o armură. Te duci cu băieții. Ia, așa. Le dai armură. Îi înarmezi. De sus acolo, le dai câte două armuri de fiecare, trei armuri de fiecare. Te duci, îi înarmezi, îi înarmezi și te asiguri că fiecare are armă plus armură. S-a înțeles, Zain? Bun, tataie, vii cu mine. Vin cu tine, gata. Știți unde vreau să mă duc, chat, nu? Băieți, mergem la arme și armuri. De ce noi am mesaje pe WhatsApp? Nu știu, bre, nepoaie, nu știu unde. Da. Unde ești? În casă. Cine va cauți în casă? Băi, am văzut că ați plecat, eu știu. Mă ferească, mă, Dumnezeu, să mă ferească. Băi, băi, Zeinule, băi, ia. A câta oare, măi, Zeinule, mă, a câta oare, Zeinule? Du-te, mă, bă, numai, numai, deci să mor eu, că m-ai supărat rău de tot. Bă, da, de greșeală, Bianca, vin încoa. A, mă, te rog, băi, băi, a șaptea oară, Zeinule, deci înjuri, te-ai prăsit rău de tot, să mor eu, te-ai prăsit rău de tot, deci ai început să înjuri, ai început să ne tragi efectiv înapoi. Cum așa, mă, îndreptat, da? Unde-i Zeinul ăla de cât pe care îl știam eu? Bă, dacă mi-am luat friz la cap... Ia-ți rolul în serios, Zeinule, ia-ți rolul în serios. Bă, dacă mi-am luat friz la cap, ce vrei să fac? Bianca, vreau să vorbim ceva. Da. Brine, poate-i? Da. De băgat tu repede, Brine. S-a băgat. Ascultă-mă. Bă, n-am băgat-o, bă, nicăieri, că a plecat Dare. Ascultă-mă un pic. Brine, poate. Nu mă mai interesează, deci orice locație aș primi de Eric, nu mă mai interesează. Este strict vina lui Daria. Nu a avut grijă de lic. Eu numai nu pot să-l salvez, efectiv. Brine, poate am și eu o chestie să zic. Pot să zic? Ce? Ce să-mi zici? De ce nevasta are pantaloni așa de largi? Cine, mă? Nevasta are niște pantaloni largi pe ea. Care nevasta? Asta din spate. Bre, în primul rând e nevasta mea și în al doilea rând te aude. Păi și ce nevastă ta? Băi, ce are, mă? Ce-ai măcut pantalonii mei? Fă-ți cu trei mări mai mari, mai bag unul ca mine în ei. Păi, nu mai contează. Bre, ne poate. Bun, ascultă-mă puțin. Asta nu mai are gusturi. Bre. Nu, nu e vorba că am gusturi, dar am crescut în burtă și nu mai vin hainele, simplu. Mă ascult, bre, bre, mă ascult, bre. Fă, tu te-ai mai născut o dată în burtă la tine? Doamne, pe caule, vezi că s-au dus toți la armură, la armură și echipament. Nici nu știam. S-au dus la ea armură și echipament. Ia-mă și pe mine. Păi du-te, bă, că noi avem altă treabă.
Duceată-i să te duci, că tu ești ăla viteazul vreme care o ia poate... mereu înainte. Da, bun, copiii s-au dus la armură avem? Și a echipament, deși e tot în regulă. Și noi ce treabă avem? Noi ce treabă avem? Da. Păi, uite Bia, ce m-am gândit eu. Ce-ar fi dacă am merge la spital acum? Să văd și eu cum mai bagi tu banii în buzunar la medic și să facem și noi testul. Să vedem dacă... Păi, Brene, poate aici am eu o afirmație de-aia. Cred că n-ar fi. Mergem. Să vedem dacă copilul este al meu. Cu adevărat. Brene, poate eu zic de acum. Dacă e al tău, nu-l cresc. Dacă nu e al tău, eu nu mă bag la scandal. Te las o bază să faci ce vrei, mă dau la o parte să nu mă murdăresc că tot mă și-a luat hainele. Și vreau să mă îngrop în el. Chiar și așa, Brine, poate, ți-am zis că mi-a venit costumul de mormântare? Brine, poate, știi ce m-am gândit eu? Ce, Brine? Să-mi cumpăr coșciuc să-l pun în pod. Ce, Brine? M-am gândit să-mi cumpăr coșciuc să-l pun în pod. Care moare pe unul dintre noi și se groapă în el. Bre, îl mănâncă șobolanii, bre, dacă tu îți pui coșciug în pod, ești tâmpit? Păi eu nu vorbesc, bă, cu Ghița, șobolanul nostru din pod, să nu-l mănânce. Bre, dacă tu îți pui șobolan, auzi, dacă tu îți pui coșciug în pod, bre, te asigur eu că tu ești primul care moare, ești tâmpit la cap. Se pare că sunt eu atât de bătrân să mor primul? Bre? Mamă, ce m-ai speriat că te-ai mutat fix în spatele meu. Bă, stâlp! Mamă, mi-am văzut ochii cu moartea. Doamne, trebuie să-mi fac și revizia la mașină, că o să-mi dea... Cred că o să se usuce uleiul în ea dacă mai stă mult. Ce să usucă? Trebuie să-i fac revizia la mașină, că mă tot disperă martorul ăla din dreapta jos. Cu ce asta? Lampa lui Aladin cum curge, e ceva pe roșu. Brine, poate. Mulțumește că ăsta e BMW. Brine, poate o fi intrat mașina pe stop. Doamne, ferește. Brine, să știi că e o picătură rușie acolo, Brine, și eu cred că... Mamă, Brine, poate are scurgeri. Bă, așa ești tu scurgeri când ești pe stop? Brine, eu zic să lași, Doamne, iartă-mă scurgerile. Păi, Brine, poate eu n-am scurgeri de-aș. Decât păi, mașina și Bianca. Bre, dar să mor eu că... Bă, crezi că martorul ăla arată lampa lui ăla din cum se scurge ceva roșu? Brine, poate! Oprește! Pune frână! Ce, am ce, o idee! Ce-i păzit? Zi! Hai să o mângâiem, să ne punem o dorință, poate iese Aladin ăla. Bre, ești ratat la cap! Ce-i bre azi? Ce, ai mâncat stricat? Dar eu mă gândeam așa, cum are ăla loc într-o lampă? Că eu n-am loc într-o cameră de 4x4. Brine, poate! Bre, e doar un mit asta cu Aladin, care îți îndeplinește orice vis. Păi vreau și o vis! M-am visat azi noapte că eram la două bune... De câți ani? Nu mi s-a mai sculat. De câți ani, bre? Ce, de câți ani aveau ele sau câți ani aveau ele? Da, câți ani aveau ele? Păi nu știu, că nu le-am întrebat. Mi-au zis să le dau două numere și le-am zis că n-am pantofi la mine, că le-am dat una. Bre, mai lasă numerele astea, că ești tâmpit rău de tot, bre! E pe roșu mașina și dacă nu o duc la service mai repede să o bibilească ea, nu o să fie bine. Mamă, trebuie să-i facă, să-i bage degetele așa frumos. Bre, de ce te gândești, bre, la prostii? Trebuie să-i schimbe uleiul. Păi uleiul, păi și îi dă drumul la scurgere și pune alt ulei. Păi Brine, poate, dacă e pașată, să o duce și pe asta la revizie. Pe Bianca. Ne, bre. Doamne. Trebuie să-i face starea tehnică, ITP-ul alea. Bun. Da, fix. Bă, tu ai asigurarea valabilă? Tata-i... Ce fă? Mă doare capul. Mișcați-vă fundurile. Bine, poate asta să miște pantaloni, nu vezi chiar trei numele mai mari. O să vedem acum adevărul, dacă ăsta va fi sau nu copilul meu cu adevărat. E, Doamne, chiar mă supără chestia asta. Ce-ai mă cu domnul? Că domnul e cu noi. Taci, mă. Acolo, da? Da. Și după aia scos la imprimantă alea din... Da, bună ziua. Din anexa 2, le duci la... Bună ziua, domnișoară. Bună seara! Lăsați-i să termine treaba, bre, că n-ai văzut că aveau treabă. Nu, spuneți-vă, rog, mă scuzați că v-am întrerupt. Vă dau eu protecție, cu am o mașină. Spuneți, vă rog. Zile, bre, de ce am venit aici. Să vă zic de ce am venit, să trăiți. Mă numesc Tataia Corleone.
Am venit să întreb și eu. Două secunde. Brine, păi, de ce am venit aici? Bre, ești ratat pentru problema aia. Du-te. Bre, domeni. Da, spune-ți, mă rog. Nu vă zic. Deci spuneți-mi că nu vă cred dacă, deci... Aaaa, nu mai pot! Așa? Când mă pun la... Atonat, bă, atonat! Este, bă! Faceți misto, domnul? Și când mă ridic triunghiule... Faceți bre, misto? Bre, bre, deja zice medicul că îl iei la mișto, nu mai fi ratat. Zi, bre, pe bune! Gata, domnule! Academent, bără, jeți, YouTube donează un euro! Te pup, Academent, mersi foarte mult de un euro și acolo prin super chat, te pup, Academent! Mersi mule tot academente, pup! Păi cu minte, mânzule, că e greu. Înțeles. Deci cu domnișoara, da? Da, da. Vreau să vină domnișoara în față ca să-i cer un buletin și niște da, mult mai bine decât da. Să lăs... Bre, bre, te rog eu frumos, trece aici că ne faci, doamne, artă-mă de râs. Dați-vă la o parte, vă rog frumos. Bre, ce, doamne, artă-mă, ți-am zis că am venit pentru o problemă. Pentru ce am venit aici? Păi cu problema cu prostata aceea. Bă, domnetic, nu v-am zis de problemă, că eu v-am zis... Bre, 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 am venit. Colegul, caut acolo, Bianca Corleone. Aaa, mi-am auzit aminte, gata. Domnetic, gata, mi-am auzit aminte de ce am venit. Bre, ne poate, zic eu. Domne, am venit că... Dă-te fă la o parte seara la medic de ce am venit. Dă-te la o parte. Așa. Domne, am venit aici că nepotul e însărcinat. A făcut burtă de la un timp, dar nu știu dacă e de la bere sau de la copii. Bre, invers, bre, invers. A, invers. Doamne. Da. Am înțeles. Deci am aici. Avem aici în catalog toate programările și tot. Înțeles. Aș să vorbesc. Cât ți-a aveți, aici... doamnă? Cât mi-a dat mama, natură. Nu, doamnă, doamnă, doamnă. A, doamna, cât ți-a născut? 38. 38 de când s-a născut? Și 39... 17. Ce? Am înțeles. Deci, domne, ascultați-mă, am venit să vă zic problema. Domnișoara a făcut burtă de la bere și el a făcut burtă de la copil. Brești la ta? Și că te și la ta? Auziți, doamnă? Ți-am zis că invers. Domnule, avem și psihiatru pe aici, dacă vreți dumneavoastră. Ce aveți? Auziți? Psihiatru. Nu vă supărați, nu vă supărați. Păi și ce eu... Că eu n-am nevoie, eu n-am copii să aibă grijă de ei. Ce vreau să vă întreb, domnul medic? Ia spuneți-mi și mie vreo frumos. Eu sunt, cum se cheamă, posesorul familiei Corleone, da? El este practic capul, că e cel mai bătrân, dar nu prea îl mai duce bibilica. Cum facem cu actele pentru la azil? Dacă vreau să-l trimit la azil, cum facem? Domne, minte, domne, nu, domne, să vorbiți... Nu, domne, păi de ce am venit, El nu este capabil să dea o semnătură, domnă. Nu, domnul, așteptați. Minte, domne, cu asta, eu... Taci, bre, n-auzi că ai Alzheimer de ăla? Vorbiți cu șeful meu pentru că el are mai multe... Cu șeful tău? Unde e șeful tău? Că am să-i dau ceva. Și chestii. Am o bâtă la mine. Ia, bre, ia dă-n coa, bre. Ia dă-n coa. Bă, stai, bă, dă-l mă jos, bă. Alo, doamne. Așa. Gata, domnul medic. Bre, ai greșit. Bre, celălalt e aparatul. Bre, ți-ai dat ochelarii jos, bre, nu aparat. Ia uite cum se face albastru când vorbim. Domne, dar de ce sunteți doi? O, să trăiți, domne, va veni colegi noi. Vă știți? Doamne, 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 bre. Da, deci domnișoara a venit pentru programare, da? Salut, doamne. Doamne, așa. Mai ține încă 20 de ani în viață. Doamne, veniți după mine, vă rog frumos. Du-te, Bianca, gata. După el. Bre, bre, mă faci râs! Pă bune, termină-te! Ce, doamne, artă mai? Ia loc aici! Păi, dar stai că nu văd unde e, gata, mă pune aici. Ia loc aici, bre, bre! Doamne, uite, bre, că ați luat aparatul auditiv și cred că ți-am luat ochelarii ca prostul. Da. Ia, bre, ochelarii. Hai, îți iau o cafea, zi. Mă, dar stai, mă, aia se duce singură. Ce să-mi iei? Dacă banii, dacă bagă banii... Domnule Gerlu, vă rog frumos să veniți dumneavoastră. Da. Doamne! Hai, tata, hai, vină-mi coa. Stai aceea, n-auzi. Unde trebuie să vină ăștia? Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Avem ceva de spus. Auzi, mă, ăla cine, mă? Nu știu. Nu mai e, a fost. Era copilul ăla, era paznicul. A fost o zonă, că-mi povești. Nu e aici. Dom'le, dumneavoastră ești medic și nu știi ușile din spital? Sunt cam nou aici, de-aia nu prea. A, sunteți nou? Deci proaspăt venit, proaspăt sosit. Să înțeleg că ăștia proaspeți iau mită, a?
Așa, așa mi-a ieșit Maria, no. Că ești cam nou. Dumneavoastră puteți să stați aici și domnișoara e eram cam vechi. Ce bre, ce nou? Așa mi-a ieșit Maria când am umblat timoarele aia, că sunt cam nou. Dar n-a fost așa. Întindeți-vă pe pata aici. Bre, ne poate! Ia să-ți puțin, dar nu trebuia, nu trebuia să fiți o femeie în primul rând. Și câți ani aveți dumneavoastră? Am 23 de ani. 23 de ani și un băiat de 23 de ani să-i vadă păsărica la o nevastă mea. Nu, de 17, nu, ăsta de 38. De 38. Nu vi se pare? Am o întrebare, Nu, și... Vedeți, vedeți că medicii ăștia ginecologiți, vă credeți voi, pielea mătăii. Nu. Vedeți că dacă voi... Hai, bre, ieși afară. Bre, ne poate. Vorbim altă dată. Bre, ne poate. Ce vrei, bre? Dar nevastă de când are păsărică, că nu au ciripit nimic la ea. Doamne, bre, tăietura aia, bre, ești prost? Are tăietură? Doamne. Doamne, e operată! Bre, vino, bre, încoa, ești prost la cap? C-o dezbracă acum, n-auzi? Ia loc aici, intru, mă bre, ia loc aici pe scaun. Ia loc. Citește un ziar, fă ca lumea, hai. Bre, pe scaun, bre, pe scaun. Scuze. Bre! Bine, poate? Aoleu, bre, nu mai pot cu tine, bre, te rog eu frumos. Stai să mă pun în fața ta să te văd bine. Taci din gură că trebuie să ascultăm la ușă, ok? Să ascultăm? Da, bre. Gata, ascultăm. Bine, poate? Bre, dar nu să te uiți, să ascultăm, nu să te uiți pe gaura cheii. Păi eu așa, eu când ascultam înainte, mă uitam pe gaura cheii. Păi aici doar te asculți. Ah, gata, ia taci din gură. Ascult. Bun, hârtia, după ce o să rezolvăm totul, o să vă ștergem pe burtă, da? Bine, poate, ia să mai mulți. Are hernie? Parcă ai decât tu, n-ai mai mult, și vorbesc, auzi. Mă, taci, mă leagă, mă, a zis hernie? Are hernie? Ce are, bine, poate? Hârtia! Scuze, David, și atât. Ce are, bine, poate? Nu, bre, nu, a zis hârtia, sunt eu prost. A zis haria. Am mâncat hârtie? Ăsta se numește... Păi bine, poate, nu ai zis că nu-i bună. Pistol. Da, așa se numește, nu. Ce, mă? Bine, poate, o asasinează, intru peste. Bre, se vede păsărit! Bre, ești de simțit deja, bre! Ești, bre, mai repede afară, ești în pila cap. Doamne, bine, poate, dar am intrat pentru binele tău că vrea să o asasineze. Ia stai, bre, tu așa, ia să mă pun eu ca să nu mai intri. Bre, se vedea păsărica, ești prost la cap. Am o idee. Bun. Ce idee mai, bre? Ce idee mai? Ia, șt, taci. Bre, ce faci, bre? Ce, mă? Încerc și eu să intru. De câte se vede, doamna, se vede acolo un bob mic. Aoleu! De unde trebuie, poate? Un bob mic? Am mâncat bobe, am mâncat fasole! Bine, poate, dar a venit cu ea să o verifice, ce a mâncat sau ce are în burtă. Așa, o să... Să vă șterg, am terminat, pentru că se face repede asta, dacă ți-e sărcinată. Mă. Când o să aveți burta mai mare, atunci o să vă verific mai mult, să o verific. Bine, poate, ia vină să vă șterg pe burtă, peste a două secunde. Ia vină, bine, poate, un pic, am o curiozitate, vină. N-auzi că o șterge pe burtă? Bine că nu o șterge altundeva. Bine, poate, eu am o întrebare. Ăsta e că s-a terminat deja. Cum eu vorbesc după aia cu el, pe el cum reușește, că eu ca să mă termin îmi ia două secunde, lui i-a luat mai mult. Ce, bre, ce să termine, bre? Nu știu, ce a zis, că s-a terminat și după aia se șterge. Bre, tu la ce te gândești? Ce? La te termina. Așa, să iau și radiografia de aici, să vedeți ce se vede acolo. Taci, taci, atât. Poți să mă îmbrac? Desigur. Păi nici pe tine nu cred că te întreabă dacă se poate să îmbraci. Vezi că ăsta are vrăjeală de aia. Bun. Cred că e magician. Bine, poate. Mi-a venit o idee. Taci. După urmă verifică și pe mine cu prostata, dar mă puneți o să mă dezbrac? Nu, bre, îți umblă la macaroane.
Bun. Aoleu, păi mie îmi place, mă bag. Doamne. Dar vezi că e bărbat, bre. Puteți să o luați dumneavoastră? Ia taci, taci, că vorbește acolo, ia taci. Așa? Așa. Dacă vreți, puteți să, putem să facem și un test ADN, dacă vreți dumneavoastră. Da, răsă-i oasă. Soțul sau, da. Extraterestru! Încă nu m-a cerut ca să fie soțul, dar se poate numește așa. A, ce ce mă? Ok, păi... Cum adică nu? Și ar trebui... Ce cauți zeinule cu ei aici? Păi zeinule, am aflat că are un copil extraterestru. Taci mă cu copilul tău. A zis că îi face ADN, dar... Taci mă, taci, taci, taci! Păi asta înseamnă că ar trebui să-i luați sânge și... Taci mă că n-aud acolo! Această legătură, adică, cum să vă spun eu, dacă de-abia acum v-ați cuplat cu dânsul, eu ar trebui să bea numai pe la dumneavoastră sânge și a copilului, dar că o să fie foarte riscant. Că o să poate să pierde și sarcina. Aș putea, pot să vorbesc cu... E sigur. Să pierdeți, eu, prefaceți-vă că e totul normal. Oi, ai, 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 ai. Mamă, doctorița, dar ce faceți? Tașu-mă, prostule. Ce doctor ești? Băi, ești minore, ești prost? Alo? O bagi în pușcărie, treci mai repede. Bun, dacă vreau să fac testul ADN a doua oară, o să fie cam riscant, pentru că ca să... Doamna? Fă! O probă... Mamă, bă, tașu-mă, nesimțitule. Lasă-o acolo să intre să se spele. Bă, nesimțitule, nu mai... Bre, ne poate! Stai, mă, că zic eu! Băi, ia treci, mă, înapoi, mă, nesimțitule, mă! Ia, stai pe scaun! Hai, mai repede, treci pe scaun, mai repede! Bre, ne poate! Vrei să faci testul ADN sau nu? Vreau să vă zic eu ceva, înainte de testul ADN, ca să mă asigur că e totul bine, bre, ne poate, mă duc să fac analizele eu la el, stai așa! Bre, e deja programată, Bianca, bre, nu te... Bre, a intrat medicul acu... Facem testul ADN sau nu? Vă rugăm să ieșiți. Bun. Să facă domnișoara un control. Vino te rog frumos aici, că nu mai pot. Deci nu mai suport. Nu mai. Lasă, vreau să vorbim, te rog eu, în liniște, vreau să vorbim. De ce e periculos? De ce? Explică-mi și mie de ce e periculos. Ce bagă ceva în copil? Ce, doamne iartă-mă? O bagă ceva nu, adânc în până la copil? Mă ascult sau nu? Da, vreau și eu să ascult. Pentru că prima dată mi-a făcut o dată deja testul ADN, da? Și cum copilul e prea mic. În momentan nu e dezvoltat cum trebuie ca să extragă. Mai pe scurt trebuie să bage ceva. Mine ca să ia... Înțeleg, știu. Păi dacă adică vrei să bag eu ceva în tine? Doamne, asta știu. Hey. Dar nu acum. Aoleo, domenii, unde pui mâna? Oh, nu, e fix. S-a făcut 12 da. Fix, efectiv. What the fuck? Ok. Ne riscăm sau nu? Dacă ne riscăm? Mai sus un pic, domenii? Da. Aoleo, acolo mă simt bine, domenii. Mamă. Mamă, domenii. Dacă ne riscăm, iar o să facă... Iar o să... Doctorul. Dacă ne riscăm, iar facem rol, iar o să facă roleplay că pierde copilul. La pronto doctoriță, da. Dacă vrei, mă vorbești cu doctoriță. Deci nu, răspunsul cred că va fi nu. Nu ne riscăm și așteptăm să se nască copilul. Mai lăsăm să crească. Mai lăsăm să crească copilul și după. Brine, poate. Fii atentă. Pentru că la un moment dat o să aflu. Lasă-mă o leacă, bre. La un moment dat eu o să aflu ce dacă să e sau nu copilul meu. Și ideea păi este, ascultă-mă până la capăt. Și ideea este că eu o să aflu dacă e sau nu copilul meu. Și ți-o zic sincer, dacă aflu că m-ai mințit tot acest timp, că la un moment dat o să aflu. O să aflu dacă e copilul meu sau nu. Deja ți-am spus adevărul. Dacă nu e copilul meu, ai încurcat-o. Deci te omor și nu glumesc, chiar te omor. Bun, așa facem, oricum eu știu deja adevărul. Pentru că ăsta e adevărul, în primul rând. Așa am zis și eu lui Măriac, când am luat-o. Dacă mă înșel, te omor și am murit și singur. Prost, hai să mergem. I-a spus să vorbească.
Brine, poate vrea să zic că am fost la un control la doctorul ăsta. Ce face e treabă bună. Mă pipă e bine. Bun, domnul doctor. Nu i-a făcut nimic. Refuz să continuăm cooperația. Deci tot ce tu a zis nu. Văd că mai sunt și unii care au zis da. Nu mai operăm, domnule. Uite, de exemplu, NATO Miclescu a zis da. Am înțeles, nu este... Minte rău, zice Denis. Cine a mai zis da? Sau nu? Să veniți cu mine în birou să vorbim și... Uzi, fumătorul... Ce, mă? Bă, la are numerele... Bun, domnul Meric, alo, domnul Meric. Da. O să anulăm, da? Da. Deci anulăm, nu, nu facem operație, că e prea periculos. Programare. Dar facem programare și... Facem programare pentru al consult. Bun, cât face până acum? Două secunde să mă uit. Na, mă, să-i dau 4 milioane ca să nu-i dea nimeni. V-am dat acolo. Vă mulțumesc mult. E cu stimă și respect. Doamne, hai, tata, hai, prin, hai, prin, hai, prin, hai, bătrâneți, amin. Prine, poate? Ce vrei? Să semnați pe ce, când puteți așa să... Am pus să fac doctor, control la doctor, bă, tu ce treabă bună face? Adică? Cum adică să face treabă bună? Prine, poate m-a pipăit în locuri în care n-am mai fost atins până acum. Bre, bre, what the fuck, e copilul aici, ești pus să-i cap? Și cum adică ai fost atât? De ce ai murit? Nu, bre, de doctor. Doamne, okay. Și tu ai plăcere la bărbați, bre? Nu, bre, ne poate, dar ai zis că ăsta nu-i plăcere. Mâine. Dacă te pipăie, că e control. Și știi ce diagnostic mi-a pus? Okay, okay. Ce? Sculolită. Așa rămâne, da? Da, 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 da. Bun. Probabil că nu ți se mai scoală, nu? Sculolită. Există așa ceva în medicină? Sculolită. Bă, zi. Scolio... Bre, scolioză. Spui ce înseamnă aici. Atunci nu sunt... Bre, scolioză. Forturile foarte mari. Nu, bre, ne poate, nu, spui, nu scoli spolioză de aia, că nu se spui pe față. Bre, ne poate. Ce spui? Nu e spui, tu e spuitor, este... Cum, bre? Scolită de aia. Ce, mă? Celulită? Scolită de aia, sculolită. Bre, ai diabet? Una care vine o să fie cam ultima ședință, după o să... Domnul Gel, nu se mai ridică gogoșul. Aaaa, jură-te că... Nu se mai ridică mișul. Jură-te, ești ipotent, bre. Ipotent, parcă... Și ultima o să fie... Dependent. Adică nu mai ești fertil, bre, nu mai ești fertil. Păi da, ce sunt eu, gazon? Vrei, nu ești gazon, nu ești fertil! E, dar e ce? Da. Pământ de flori? Adică nu mai... Nu mai... Bre, ascultă-mă o leacă. Tu ca bărbat, cum e de dimineață? E tare? Doar că dacă faceți la fel, nu vreți fi o mare. Vă rog frumos liniște, vă rog. Cocoșu! Mătușa! Iertați-ne, iertați-ne. Hai, tu că nu mai crezi găini. Iertați-ne, gata, s-a rezolvat? Da, da. Bun, deci domnul Meric v-am dat bănuții, v-am dat-o, da? Da, mulțumesc mult. Prine, poate, hai să hai, aveți grijă. Dialectul, vino încoa. Hai, domedic, aveți grijă, mai revin și data viitoare. Să trăiți. Baftă, la revedere. Să trăiți, să trăiți, să trăiți. Și am ușit să mai trăiți, să muri. Ce are ăsta, mă? A zis în... Scolioză. Allah Akbar? Bă, nu mai zic cuvântul ăla, mă, prostule, mora! Băi, cană, deci pentru faza asta... Deci pentru faza asta... Nu mai umbli cu mine. Deci pentru faza asta nu mai umbli cu mine decât când sunt copii. Deci doar când sunt copii mai umbli cu mine. În rest nu mai zici cuvântul ăla, niciodată nu mai zici. Deci e ultima oară. Nu mai umbli cu mine, să știi, decât când sunt toți copii. Brine, poate. Nu mai faceți scandal. Bă, vezi că te strigă medicul. Cum ce vrei să zici de cocoșe? Eu nu mai cred cocoșe. M-a strigat? Da, mă. Nu, v-am spus să nu mai faceți gălăgie în spital. Iertați-ne. Pentru că mai aveți și alți pacienți. Ok, iertați-ne. Nasol de noi, de ei. Dumnezeu să ierte. Numai bine vă urez. Mai am și o bunică care a venit pe aici și a zis că sloganul vostru veniți, veniți, de aici nu mai ieșiți. Adică vorbim ca aici, dau un cap înainte. Cum era vreți sloganul? Veniți, de aici nu mai ieșiți. Hai vrea afară, hai. Ai ieșit, dau un cap înainte. Hai vrea afară. Alo. Bună ziua. Minunat, asta mai lipsea. Bună ziua.
Bună ziua. Vreau să vă spun că vă vechez de foarte mult timp și... De ce? Stați că nu înțeleg. Zice Simon. Am spus că mă rând o să mă vedeți. V-am zis că o să vă văd din nou? Parte? Da. Așa. Să mă vedeți. Ascultați-mă bine. Nu contează cine sunt. Așa. Contează cum o să apar peste câteva zile. Trebuie să activezi GPS-ul de pe pisică și uită-te să vezi locul. Stai! Zim, deci cum adică o să apar peste câteva zile? Stai că nu înțeleg. O să vezi. Activează GPS-ul de pe pisică și uită-te să vezi locația în prezent. Tu cine ești? Stai, tu cine ești? Nu contează multă baftă. Cine, doamne, ar rămâi aici? White Man? Cine a zis, mă, că e? Domnul. Aveam anonimul activat. Sunt foarte... Domnul. Scuze, tu erai? Sunteți ok? De ce? Vreți să muriți? De ce? Am văzut că țipați aici așa. Hai că vreți să vă aruncați. Nu, domnule medic, ce-ai? Nu, domne ferește. Ai zis că a spus ceva de aia. Da, mă, scuzați atunci. Bro, cine a zis că e? A zis că e cineva, dar nu știu cine a zis că e. Cine a zis că e, chat? Bre, ne poate. Ăla era așa, domnul, nu? A zis, bre, stai o leacă, nu prea am înțeles ce a zis. M-a sunat, cred că era așa, domnul. Și mi-a zis că o să apară peste câteva zile și să detectez... Ce să detectez? Pisica! Mersi mult, Denis! Bravo, Denis! Bravo, bă! Bravo, Denis! Și David Burke a mai zis! Bravo, mă! Bravo! Ce, mă, cum, mă? A zis să detectez pisica. Bă, ați auzit? A zis să detectez pisica. Cine, mă? Cred că Shadowman-ul era ăla. Ia detectează-o pisica! S-a prezentat? Mă, s-a prezentat chat? Scuze. Bă, iertați-mă, n-am știut că aveam ăsta. N-am știut. Nu, bre, nepoie, tu vrei să zici că ai mâncat cea de dimineață, prăjitura aia. Așa, da, chec, de ăla, da. Da, cac, ce mă? A zis că nu contează cine e. E chec, mă, vrei. Deci nu s-a prezentat. Acum vorbești cu noi sau cu ce? Nu. Brine, poate am văzut eu o pisică cu două zile. A zis să detectez pisica. Am văzut eu o pisică neagră cu două zile. Nu mă mai cred eu în capcanele astea. Clar nu mă mai cred eu în capcanele astea. Brine, poate am văzut eu o pisică neagră cu două zile. Ce? A trecut pe față? Am văzut o pisică neagră cu două. A zis doar de pisică. Știu că a zis neagră. Doar de pisică, Raul. Mică. Și ți-a trecut prin față. Nu, bre, era închis într-un hambar și am lăsat acolo. Ce, mă? Ce am arbe? Da, bre, bine, bă, hai să-ți arăt, vino, hai cu mine, hai. Stai, bre, lasă-mă o leacă. Ivoria. Cine e aia? Iar o cel pe Bianca. Ivoria. Hopa! Ce mă? Iar te înșeală. Cum adică iar, mă? Bine. Cine e Ivoria? Ce-a mai făcut-o până acum? Cum adică iar, mă? Așa cheamă pe pisică, mă. Taci. Așa i-am zis și eu lui Maria. Ba la merge. Așa i-am zis și eu de lui Maria. Să moară bărbații mei că nu știu unde e asta. Și nici nu scrie, nici nu e codul poștal că... Bine, e ceva cu 59. E ceva cu 59. E ceva cu 59. E un fel de... Ăla e nouă? Vrei să mă uiți acolo în tău? Da, e nouă. Ăla e nouă. Stai să văd cine a zis primul. Ok. Deci pe trouă primul a zis Sphinx, bară jos YouTube. Foarte bine, Sphinx-ule, bravo. Mamă, tu te apropii de... Bro, nu pot să cred, ești deja la level 6, bro, ești prost? Wow, bravo. Bravo și pe YouTube, repede. 959, Andrei Ro. De data asta, Gheorghe, n-a mai fost norocul tău. Bravo, Andrei Ro, 123 te cheamă. Andrei Ro, 123, ai primit o informație utilă. Foarte bine, Andrei Ro, 123. 959. Băi, mă, mai repede, după pisic. Dă-i că ne-a sunat pisica. Ce, mă, a venit poliția? A venit presa, bre, nepoate. Bre, medicul, calmează-te. Bianca, urcă. Bro, nu, iar o să fie capcană, iar o să fie capcană, eu nu mai mă duc. Iar o să fie capcană, bre, ai auzit? Bre, ne poate. No, o să fie iarăși cap. Bre, ascultă-mă, o să fie iarăși capcană. Nu cade, bre, nimeni în cap. O să fie iarăși capcană, ce-a vă zic. Bre, ne poate.
Ne poate? Da, bre. Acum trece la subiect. Știi ce m-am gândit eu când mi-a zis doctor că am sculolită de aia? Sculament, sculolită. Zi, bre. M-am gândit și... Dar nu i-am mai zis, dar m-am gândit eu așa. Dacă pastile nu mai fac față, am, o luăm altfel. Brine, poate. O lecuață de acum acolo. Doamne, prost ești. Mă, unde e 959? Cum făceau ea în top și... În... Da. Bravo, mersi mult. Brine, poate, cum făceau ea în top și genii își puneau scoci la ochi, așa am pus și o bandă izolier de aia să te ridica. O lec de burtă. Bă, eu nu mă duc, eu nu mă duc la asta. Iar o să fie capcană. Clar o să fie capcană. Nu știu, eu zic că e capcană. Spam e italianu? Bro, nu era așa domanu. Părea să fie... Mă, era italianu? E italianu cel care te-a sunat? A zis că o să apară peste câteva zile. Bro, ce vrea să însemne asta? Era italianu ăla? Era italianu ăla, mă? Bro, wait. Dacă chiar ăla era italianu? Bine, poate... Da, bine. Mamă, nu înțeleg că zisei sloganul ăla de la spital, dar asta nu înseamnă că dacă ieși rămerge cu mortul. Cum adică să mergem cu mortul? Păi văd că mergi prea încet, nici la mormântare nu mergi așa încet. Bre, ești tâmpit la cap, dar ce vrei să fac? Drifturi cu dricu? Ce dric, mă, că suntem cu pomulețul de Crăciun. Așa se numește bumbumveul ăsta. Pom de Crăciun. Că bordul lui totdeauna e ca și pomul de Crăciun. Brine, poate mașina ta, mă, e pe stop sau ies? Brine, poate, dacă e ca femeile o săptămână, da, 3 nu. O săptămână, da, 3 nu? Da, poate peste o săptămână nu mai e pe stop mașina. O ieși în aibă și ea. Ce, tu, femeie, când e pe stop, bagi bani? Brine, poate, tu bagi bani când e pe stop? Bre, îți zici numai chestii prosești rău de tot. Lasă-mă o leacă că trebuie să analizăm care e situația. Eu nu mai vreau bătaie, deci dacă iar e bătaie aici, eu nu mai. Și clar o să fie, clar o să fie capcană. Bianca, nu cred că ar trebui să fii. Nu știu, sunt de părere că n-ar trebui să fii. Dacă e o capcană, ce facem iar? Iar ne împușcăm ca proștii? Deci fii atentă că dacă am auzit o împușcătură, m-am cărat, să fie clar. Pisica aia? Bă, dar n-am luat noi pisica aia ultima oară, mă? Bine, poate. Da, brezi. Eu habar n-am. Cum te car tu? Că eu știu că dacă vrei să car ceva, te-ți trebuie un căruș ceva. Bre, taci din gură, n-am chef și timp de de-astea. Eu îți faci că n-are chef de timp. Wow. Uite un drum. Nu știu ce să zic. Hai, îi dăm tare. Aaa, știu. Stai! Unde... Nu-i da tare că-i trenul și poate ne lovește. Vezi, fă-i stop. Pisica aia era unde mai exact era? Era în fața unei roșii. Dacă nu-ți schimb mai repede uleiul la mașina asta, o să se usuce uleiul în mașină și o să stagneze mașina. Păi ia ta brine, poate mă. Poți să nu mai turezi motorul ăla, mă, Zeinule, mă! Păi dar n-ai... să merg încet pe aici? Da, păi mergi încetuți, bă, da. Zeinule, deci mai bine mă duceam singur să mor eu. Mi-l scuzi. Unde n-ai bebițica aia? Într-o încăpere. Rămâi mașină, Bianca. Bagă-te în spate și pune-te pe burtă. Ca să creadă. Dacă ar fi să creadă burtă, fă, că pierzi copilul, pune-te pe spate. Pe spate, scuze. E un garaj secret, domnul Gelu. Mă, taci, mă, din gură. Ascultă-mă și caută pisica aia nenorocită. E în garajul. De unde știi, mă, tu că e pisica aia în garaj, mă, omule, mă? Bă, dar prost mai ești, mă. S-a deschis ușa, s-a deschis poarta la garaj. Vino după mine. Vino după mine. Ăsta minte, brine. Nu mint. Înțeleg că Matea ești un pic tralala, dar eu nu știu. Ce să mă? Brine, Zeinule, până nu verificăm care-i șpârla cu munții aia, că mi se pare că am suspect munții acolo. Da, așa a făcut Dumnezeu. Alt prost care... Nu pot să mă înțeleg cu el. Mai bine, la mai bine le verific singur, să moară bărbații mei. Ai probleme mentale? Bă, de ce trai...
De ce tragi, mă, prostule, aiurea, mă, băiatule? Bă, bă, băi, bă, deci din toți copiii ești mai tâmpit ca Andrei, mă, cană. Ce, doamne, iartă, mă, ești așa prost și tragi? Ăsta de ce are numele de cană? N-au avut ai lui din ce bea apă? Doamne, bă, cană, bă, dar te rog, rămâi cu noi alături de noi și nu te mai trage, aiurea. Unde e? Uite-o pe acolo, la intrare. Bă, nu. Bă, prind-o. Cuțu. Nu. Calmează-te. Nu există greșeli în familia noastră, cană. Păi dacă fugi ăsta... Lasă pisica jos, E sigur? Ce faci, faci, mâncați ești gurata de pisica nenorocită ce ești? Bă, am lăsat-o, dar o pot... Ia? A, ia. Ce face, mă, panorama asta de pisică? Pisicuță, pis. Te-am visat azi noapte în vis. Te spălam, te pieptăm și cu lanțul în cur... Da. Ce, mă? Nimic. Ce caută pisica aici? Și de câte strangulă... Am spus că am văzut că s-a deschis asta. Ce aici? Că nu înțeleg. Bază de date. Și de ce mi-a zis? De ce mi-a zis ăla la telefon să mă uit la pisică? De unde știa ăla că pisica se află aici? De unde știa ăla că pisica se află aici? Nu știu. După mine mă întrebi. Cred că are... Lasă pisica aia jos. Verifică-o de GPS acum. Loco va mânca niște. Verifică-o de GPS. Nu, bă, nu așa, mă. Bă, lasă pisica! Bă! Mișcă? Nu cred că mai mișcă pisica. Bă, ca nu ești tâmpit? Eu de ce-am făcut el a dat? Taci, mă. Bă, ești ratat? Bă, tată, tu așa le șine o pisică? Așa o bagi tu în operație? Hă? Ce? Uite care spasme! De ce era pisică aici? Nu înțeleg. De ce, doamne iartă-mă, era pisică aici? Ce, doamne iartă-mă? Gata, mă! 3, 2, 1... Bă, mamă, s-a auzit ceva. Băi, Bianco, ce cauți aici? Pisica, gata, mă, și-a revenit. După ce ai părăsit pisica, du-te în mașină, ești tâmpită. Du-te în mașină. Bianca, du-te în mașină, poate te prinde ăștia, ești nebună la cap? Miau. Doamne, bă, ați luat-o razna, mă. Bă, ce căuta pisica aici? Avea ceva pe ea? Avea un chip după ureche. Ce chip? Ăla al nostru? Nu, altul. Bagă-l, bagă o mașină. Ne cărăm, ne cărăm. Bre, ne poate, bre. Să nu fie din ăla cu microfon. Ce vrei aici? În... Duceți-vă la mașină, bre, ne poate loc mai ceva aici. Ce vrei aici? Mamă, ce... Am băgat un ghiozdan. Ia o bagă un ghiozdan. Vino, bre, ne poate după mine repede. Am mai găsit ceva aici. Ce vrei? Bre, mă, sperii de... Ce e asta? Nu știu, bre, ne poate. Dalmațieni de-aia, extraterestri, extratobauri. Bre, bre, ne poate, cred că e de la extratobauri de-aia. Bre. Ce asta, mă? Are două tomberoane, bre, legate și prost aici. Ce-i cu mașina asta? A, bre. Bre, ne poate, nu știu. Tata e în urca, că bubuie. Bre, în urca! Poate bubuie în aibii, ești prost la cap? Da, așa, că sunt cu... Bă, asta-i din aia. What the fuck? Piu, 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 piu. Ok. Tata e... Nu, nu știu de unde, asta, ori habar nu am. O păstrez! Bă, zi, nu, te urca, verifică dacă e ceva. Ia vezi, bre, ne poate, stai că mă uit eu. Motorul ca asta să bubuie. Două naibii de mașină, ești în pila ca, bă, nu mai, bă, voi luați toate panaramele. Bre, ne poate, bă, ce caută pisica aici, e întrebarea mea, voi sunteți proști? Nu stăm și ne uităm. Bre, ce faci, bre? Bre, dă-te, bre, jos, poate pățești ceva. Nu apă, ce să pățești pe o mașină? Nu apăsa pe nimic, nu apăsa pe nimic. Nu apăsa pe nimic, ai înțeles? Un buton, bre, ne poate. Bre, nu apăsa pe niciun buton, bre, gata, haide, dă-i!
Bre! Cred că a murit. Unde s-a dus ăla, mă, mâncaia și gura ta? Pe ce a păsat, mă? A păsat pe ei ca prostu? Unde s-a dus ăla, mă, mâncaia și gura lui? Unde s-a dus ăla, mă? Cred că s-a dus la Dumnezeu. Bă, tu n-ai văzut mâncați și gura ta ca cred că nu știu pe ce a apăsat, dar a apăsat de a pleca, cred că a zburat efectiv. Cred că știi pe ce a apăsat, ori pe mușchiul E și a s-a dus. Ia caut ceva. Am auzit o mașină. Ferească-mă Dumnezeu. Nu, și n-am numărul lui de telefon. Care era? 439? De unde n-ai bavin să-l iau? A zburat mâncava și gura voastră, s-a dus. S-a dus tataie, cred că a picat. Cred că nici acum n-a picat, cred că... Dacă s-a dus încolo, unde n-ai barbi să-l găsesc? A zburat, cred că pe aici îl găsim. Prin Blaine îl găsim. Cred că prin Blaine... Bă, era tarău de tot ăla, bă! S-a dus la Dumnezeu mâncaia și gura lui, la Dumnezeu s-a dus tataie. Să moară bărbații mei! Unde s-a dus ăla, mă? Bă tataie, unde s-a dus ăla, mă, mâncaia și gura lui? Bă, unde s-a dus ăla, mă? Bă, e pe mașină! Bă, m-a din mașina, bă, că e aici! Hai, zin, hai, dă-i! Bro, mă devățin ceva, bro, mă devățin ceva! Unde-i după ei, mă? Unde-i picioarele? Cei care o tijă, pe mine, dar picioarele tăi cam două! Unde-i tataie, mă? Am nevoie de numărul lui. Nu l-ai? Am nevoie de numărul lui. Care e? 426 ăsta e? Ia că ți-l dau eu. Ăsta e? Să nu sunt cu număr privat, că după se sperie. Ăsta e 426 la sfârșit? 426 la final. What? The fuck? Stai că-l detectez. I-am dat mesaj. Se aude cumva un elicopter? E mașina lui Zain. Nu, chiar se aude elicopter. E în spate elicopter. Bro, plecați. Tragem în el? Să nu fie tata aia. Nu, stai. Cred că e tata aia, sigur. Tata aia. Uite, coboară. Bă, nu e tata aia, ești prost? Cât mi pare că el este? Opriți, e el. Băi, i-am și zis să nu apese pe nimic, mă. Ăla-i ratat? Ăla-i copil, ești prost? E copil, Zain. Păi și de unde au avion? La elicopter. E cocalarul ăsta. Unde s-a dus ăla, mă? Bă, mă calci. Bro, ce naiba s-a luat cu tataie, întrebarea mea. Unde s-a dus tataie? Bă, nu știu unde s-a dus tataie, ești prost? Du-te la eoliene să vedem. Mamă, cred că știu ce s-a întâmplat. Cred că din cauza că a băgat atât de mare viteză, l-a detectat orașul. Mușchiul anticit. L-a detectat orașul ca fiind un dălaș și cred că nu mai auzim de el zilele astea. Pentru că, nu știu cum să vă zic, dar fondatorul ăsta, primarul și cu celălalt primar sunt plecați. Până luni sunt plecați. Sony cu Boțu sunt plecați până luni la București. Boțo din Suceava și Sony din Craiova au plecat la București. Aaaa, nu! Nu mai fac... Gata, băieți, rip. Tataia e tras pe dreapta vreo 2-3 zile. Deci, tataia o să fie tras pe dreapta vreo 2-3 zile. Să moară bărbații mei. Mi-e pare rău de tataia. Ai. Ferească-mă Dumnezeu. Cred că nici acum n-a picat. Cred că a trecut de caio. Legenda spune că tataia încă zboară acum. Oare?
Hai mergem după ea. Legenda spune că încă zboară. Păi și nu zburăm și noi cu el. Bă, dacă ai zbura, vezi că stai pe bară, mâncați și gura ta de nu. Nu ai cum să mai... Așa băieți, unde e celălalt major, domn? Celălalt no, mai... Nu, mă, dar prin o grămadă am... A, sau? Că mi-a dat și mie camera aia secretă. Știi tu pentru ce? Pentru ce, mă, nebună? Hai! Bă, de când mă chem tu așa? Hai. Bun, stați puțin, băi, stați puțin. Imediat vin afară, imediat vin afară. Păziți să nu vină nimeni. Nu știu unde, doamne, că mă s-a dus tataie. Dar faceți cumva să dați de el prin telefon, prin... Nu știu, că nu știu unde naiba s-a dus. A dispărut tataie? Ori și-a luat de la, ori nu și-a luat de la. Dacă o spune, mi-a plăcut aterizarea ta. Bă, să-i geam. Ia Zeinule, lasă-ne și pe noi puțin să-i arăt camera aia secretă lui... Păi vreau să văd și eu. Păi vreau să-i arăt doar ei prima oară și după și ție. Mă lasă că vreau să văd și eu. Mamă, Zeinule, n-auzi, bă. Ce... Și cu pisica ce fac? Lasă pisica acolo. Că doar nu ne urmări, nu? Ce, vrea și... Oh, și nu-mi spune că ne... Bro, nu? Hai mă, că nu ne urmărește, mă, pisica. Ce-ar mai fi să intre pisica peste noi? Haide, vino, că nu mai pot. Da, hai, că vreau să fim mai noi doi. Ce vrei? Să fim mai noi doi. Mamă, dar te taie rău de tot, nu? Păi, pe tine, nu? Păi, în vinerie prima oară, că nu vreau să arăt aia secretă încă. Ok. A, la vinerie am zis, la vinerie. Uite-l pe tataie, cred că ți-ai dat... A, era. Adică era. Adică m-a sunat și i-a închis. Bă, dar nu e aici, nu e aici, nu e corect aici. Cum să ne audă? Și vreau să te aud cu țipul alea. Știi ce zic? Normal. Deci facem un vin amândoi, știi ce zic? Un hau. Da, sunt un sort și nu pot că am. Ce, nu poți să faci mex sau nu poți să bei? Nu pot să beau. Și alte mame cum fumează? Ale naibii, mame. Păi asta e problema lor, dar uite că eu nu vreau să-l afectez copilul. Corect. Nu ar trebui să fie afectat copilul deloc. Să nu bei deloc, să nu păi fumezi. Păi vezi? Păi? Da, aia păi că ți-au băgat-o. Cine? Nu mai zic. Ce să... Mamă, cum facem, cum sau? Facem? Cum facem noi, mă, mex, cu ăștia, mă, mâncați și curata? Păi... Ne aud. Păi, pune-te pe șoaptă, pune-te pe șoaptă. Chinu-i pisica, n-auzi că au început să... What the fuck, să că mă sună cineva. Alo? Alo? Am uitat să spun o chestie. M-auzi, da? Ce vrei? Vreau să întreb pe iubițica ta, dragă, dacă recunoaște un nume în trecutul ei. Ce nume? Vreau să întreb dacă ce mai aduce aminte și dacă-i cunosc numele Capone. Capone? Capone. Asta e într-un fel motivul apariției noastre. Motivul apariției noastre, bine. Ce este chestia? Bianca, iubita ta dragă, nu și-a uitat încă trecutul, dar încearcă pe cât posibil să bucă de el. Și datorită soțului care a fost înainte, ea acum, ea nu e o adevărată Corleone, cum ești tu. Numele ei, să zic așa, de familie, e Capone. Și ți-am spus, nu e adevărată Corleone și copilul ei s-ar putea, dacă tu nu ești foarte în regulă, să nu-l cheme Corleone și să-l cheme Capone. Așa. Și ea a avut un mare noroc, să zic așa, cu ăla, cum îl cheamă, cu Michael. Dar după ce a divorțat, a stricat tot, stai liniștit. Așa că eu zic să ai grijă, băiatul, că nu văd un viitor bun. Jur că știu numele de Capone. Chat,
Doar abonații adevărați. Doar abonații adevărați știu asta. Abonații de curând nici măcar n-au habar de Capone. Îmi ia... Capone. Uite că Manu și-a adus aminte, că Manu știu că e abonat de mult, Manu. Capone, Capo? Nu era cu Lia? Aia zic și eu, Adriane. Capone, adică de la Capo, nu? Adică Lia, nu? Familia ei. Și Capo era fratele lui Bia? Ce, mă? Băi, stați o leacă. Capo. Bro, cred că... Bro, nu înțeleg ce... Ba da! Ăia din Racunț... Capo nu era la Ratoni? Capo era la Ratoni sau la Vagos? La Gruv? Unde era Capo? Capo? Unde era Capo? Făcea parte... Aparținea de cui? De cine? De cine aparținea? De... Gruv? Ratoni? De la Ratoni, nu? Ratoni! Daia ne caută Ratoni! De aia pe noi ne caută Ratoni. Bro, am aflat de ce ne caută pe noi Ratoni. Cum a aflat, a și plecat de lângă mine. Voi vedeți că Bianca a plecat de lângă mine când a auzit de Capo? Vedeți? Bro! Wow! Începe să se lege totul! Ratonii au o legătură cu White Money. White Money au o legătură cu Shadow Money. Alfredo, care se află în acest moment pe insulă. Bro, începe să se lege totul. Bro, începe să se lege totul. What the fuck? Bro, ești prost? Bro, poate voi nu realizați că sunteți abonați mai de curând unii dintre voi. Dar voi nu realizați o chestie. Că totul s-a pornit din cauza asta. Are legătură cu Capone. Are legătură cu Bianca. Bro, I swear to God, bro. Nu, băieți. Ok, chat. Chat, o să închidem live-ul aici, ok? O să închidem live-ul aici și îl vom continua mâine la ora 20:00. Mâine o să continuăm și mâine o să vedem care-i faza cu Capo, care-i faza cu Bianca și care-i faza cu tot, ok? Mâine, dacă reușim să strângem 1000 de like-uri până într-o oră, da? Într-o oră fix, vom face max, ok? Astăzi, din păcate, am strâns 1000 de like-uri abia după o oră și 10 minute. Rămâneți să ne auzim mâine la ora 20:00, chat. Ok? Rămâneți să ne auzim mâine la ora 20:00. Și pa, chat. Și pa. Am fost împușcat.